Merge? Merge. Suntem pe 103.4 la Radio 7. Suntem la Silviu Munteanu și prietenii săi. Suntem live pe Facebook și o să ne mai găsim și pe... și o să rămânem acolo pe canalul YouTube 13 TV. Salutare, domnul Radu. Radu Rizea, Big Radu. Bună dimineața. Avem 2 ore de stat împreună. Este toamnă și trist afară. Și noi avem treabă. E foarte vesel, e vreme de beții. Domnul Radu este omul pe care îl sun de fiecare dată când vreau să-mi cumpăr un vin. Tu și 100 de alți oameni. Deci există site-uri, există aplicații, oamenii mai dorm după masă. Și există și oameni de încredere. Da, ok, da, am înțeles. Simpatic ca întotdeauna. Mă, știi ce m-a enervat întotdeauna la tine? Ai această alură de, ok, ți se mai spune Big Radu, ești cu un cap mai înalt decât mine, dar ți se mai spune Tata Radu, adică această figură paternă, odată că eu nu o resimt, pentru că știu că ești cu un an sau doi mai mic decât mine, odată că nu o resimt, dar mă enervează că eu nu o am și tu o ai, adică suntem amândoi tați. Da, numai că la mine la 2 metri și 10 și un chintal jumate și peste, că am avut și mai mult de atâta, e treaba aia cu îmbrățișerile de urs, știi? Când știi că poți să-ți frâng spinarea dintr-una și nu o fac. Am înțeles. Și probabil de aici e o senzație de aia de protecție. Confort parental. Am înțeles. Eu n-am înțeles-o pe fiimea când avea câteva luni, adormea mai bine cu capul pe pieptul meu, iar eu nu sfără, eu horcăi. Și era melodia pe care dormea cel mai bine. Pe de altă parte, în momentul în care, hai să zicem, am chef de o seară într-o cârciumă, unde să stau și să dau calitate timpului meu la un pahar de vin sau la o bere, ești partenerul ideal pentru așa ceva și e și găsibil prin... Sunt copil de cârciumă, ce vrei. Mi-aduc aminte că în copilărie primele mele interacțiuni sociale erau la Casa Doina, la șosea, la pizzerie, la tic-tac. Taică-mi era un consumator fervent de băuturi. Ce vinuri ai adus? Ai adus vinuri? Da, nu o să le zic pe nume, că nu vreau să le fac reclamă. Am adus să nu ni se usuce gâtul. Am adus și pahare, nu numai vinuri. Să ne jucăm. La noi sunt doar căni de cafea și... Un Sauvignon Blanc australian, de Noua Zeelandă, de sete și un Bordeaux, mai exact, un Pomerol de plăcere, în partea a doua, când obosim și avem nevoie de ceva mai serios. Eu întotdeauna am constatat, sau cel puțin în ultima vreme, de câte ori beau vin roșu, devin puțin mai agresiv decât sunt de obicei, sau puțin mai mult. Pur și simplu am nevoie de harță. Îți dă zvâc. Îmi dă zvâc, da. Da, dar pe de altă parte, mult mai puțin decât în cazul spirturilor, că spirturile ți-au mult mai ușor mințile. Vinul roșu, să știi că se cheamă din vechime băutura înțeleptului, pentru că de obicei tăsatura înainte stă în bete. Dacă e un vin roșu extractiv, greu, dens. Și nu ajungi în situația în care să trebuiască să vergi tu paharul înainte să te vergi el pe tine. În narcoticele, în cultura și literatura română, cartea scrisă de Andreu Ișteanu, sunt mai multe referințe despre vin acolo, dar mi-au atras atenția două din ele. Una spunea că în momentul în care vița de vie și tabacul, plantele, au apărut pe pământ, au apărut într-o groapă în care s-a bășit dracul. Să știi că folosirea panglicii de sulf pentru stabilizarea microbiologică a vinului și pentru curățarea butoaielor, sulful ăla când arde, cam mirosul ăla are. Deci, dacă s-a bășit diavolul în butoi, să știi că a făcut-o ca să rămână vinul sănătos, nu ca să... El știm cu toții având proprietăți sulfurice, da. Am înțeles. Și mai era o caracterizare foarte ultima bună. Când am fost în iad, așa era. Pucioasă, fum și pucioasă, nu? mai era o categorisire. Sunt 4 etape în care dacă abuzezi de vin, treci și treci progresiv. Prima era de taur, a doua era, mi-am notat că am reținut, de leu, între a treia te transformai în miel, iar abia între a patra în maimuță. Da. Cred că fiecare băutură are o
în funcție de concentrația alcoolică, această minunată capacitate să ne transforme în diverse animale. Mă amuză prima, pentru că eu când aud taur în corelare cu vinul, în afară de faptul că văd roșu în fața ochilor, mă gândesc la celebrul sânge de taur și mă apucă plânsul. Este o asemenea denaturare a istoriei și a tradițiilor ce a ajuns sângele de taur la noi. Pentru că la noi este o zeamă dulce de să-ți dai cu sticla în cap după ce termini. În maghiară se numește Gribikaver, sau, mă rog, ceva de genul, n-am eu accentul bun, și avem sangre de toro de la spanieli. Pe vremuri, clăirea vinului, adică eliminarea particulelor solide care n-au ce să caute în vin, se făcea la vinurile roșii cu sânge de taur și la vinurile albe cu albuș de ou. Iar sânge de taur acum este, Gribikaver, este vârful calității pe piața maghiară de vinuri. Sangre de toro îl găsești pe toate palierele de calitate, numai la noi îl găsești o zeamă bolnavă. Pare rău să îi zic așa, dar nu are nicio legătură cu un consumator elegant. Tocmai vorbeam mai devreme de faptul că, mă rog, urmează să mă duc să-l ajut pe tata, să colegem via și să-l ajut să facă și vinul, el fiind specialistul și eu în continuare doar un învățăcel, care cred că o să-mi iau suficiente palme după ceafă în momentul în care o să strivesc din greșeală strugurii, pentru că ei trebuie puși întregi și striviți formă ca să iasă treaba. Mustul în timpul transportului se oxidează foarte repede și în funcție de temperatura de afară, că de-aia se culege foarte mult în ultima vreme, noaptea sau dimineața foarte devreme, când e răcoare. Poate să se transforme în oțet de la câteva secunde, la câteva minute. Ori nu e cea mai frumoasă expresie de pe fața pământului, dar se spune despre vin că dacă pui o linguriță de vin într-un butoi de rahat, ai un butoi de rahat. Dacă ai o linguriță de rahat într-un butoi de vin, ai tot un butoi de rahat. Deci, nu înțeles, deci mare grijă. Câteva boabe stricate sunt destule să-ți strice o cantitate mare de vin. Bine de știut. Referitor la vinul lui tata, care urmează să fie făcut și este acela soi pe care îl facem fiecare an, nici el nu știe exact ce soi are acolo, iar eu cu atât mai puțin am reușit să aflu informația asta, deși m-am interesat. Este exact ce spuneai mai devreme, deci e chintesența lui Velvet Underground, dacă vrei, este dansatoarea aceea de flamenco care e în rochea aia cu volane multe roșu cu negru și care dansează, ăla-i sângele de taur în opinia mea și cred este și singura băutură de pe planetă care a reușit să mă pună în cap la genul la care am făcut chestii de care nu mi-aduc aminte și este singura, jur, n-am mai pățit cu nicio băutură așa, de obicei sunt foarte în control cu tot. De-aia în general vinurile dulci sunt considerate ca fiind băuturi de desert. Un pahar la sfârșitul mesei, uneori dacă vrei să-l folosești ca aperitiv, dar anumite tipuri de vin dulce, nu toate. Zahărul te energizează pe de o parte, îți stimulează centrii plăcerii. Da, nu e dulce asta. Dacă nu e dulce, s-ar putea să se întâmple altceva. Sper că nu e cazul cu vinul tatălui tău, dar se întâmplă foarte des la țară. Să facă macerări peliculare îndelungi ca să extragă tot din el. Adică pielițele bobului stau în contact mult mai mult decât trebuie cu mustul și atunci se transferă și niște substanțe de care nu ai nevoie. În afară de aldehide și cetone și alte lucruri care îți pun și ficatul pe butuci și îți afectează și creierul, se întâmplă des, mai ales la strugurii hibrizi și hibrizi direct producători, o cantitate mare de peptide, care când degenerează în timpul fermentației nu produc alcool etilic, ci alcool metilic. Și motivul pentru care vezi mulți bătrâni privind gol în zare pe gardul casei este și îngurgitarea repetată și timp de mulți ani acest alcool metilic. În general, din strugurii hibrizi, să știi că se obține cam de 20-30 de ori mai mult alcool metilic decât limita legală pentru un vin comercial. Un vin comercial sau, ok, înghite cam 8 kg de struguri la litru de vin sau cum e? Depinde, nu, în niciun caz, numai dacă sunt struguri stafidiți de tot.
Nu, în general, randamentul este de la 60% la soiurile dificile până la 85-90% la soiurile cu pieliță subțire, de gen fetească albă. Treaba cu vinul ăsta este că, mă, știi, când te doare capul a doua zi, e cumva și un preț corect pe care cred că trebuie să-l plătești, pe de o parte. Pe de altă parte se spune foarte limpede, băi, te doare capul a doua zi, nu e un vin bun. Este o mare, mare eroare. Am o prietenă somelier în Cluj care niciodată nu lasă să treacă o degustare fără să menționeze treaba asta, Delia, o minunăție de fată. Niciodată nu e prea multă băutură, de fiecare dată e vorba de prea puțină apă. Deci alcoolul deshidratează, este și diuretic pe deasupra, se pierde multă energie încălzindu-ți vasele de sânge periferice, transpiri fără să-ți dai seama și aș spune între 90 și 100% din mahmurală provine din deshidratarea cortexului. Nu o să mă crezi, dar să știi că și la bere trebuie să bei apă. Ideal, la un litru de bere trebuie să ai lângă între 300 și 500 de mililitri de apă. Vinul ar trebui băut cam 1 la 1 cu apă, la un litru de vin, un litru de apă liniștit, iar la spirturi nu se poate bea atâta apă. De 7 ori mai mult, deci ar trebui să bei 700 de mililitri de apă pentru fiecare 100 de grame de whisky sau de vodka. E imposibil, dar măcar o cană de 250 tot ar trebui să bei. Știi, nu puțini au fost artiștii care s-au tot perindat prin viața mea și care mi-au spus că inspirația maximă vine fix în mahmureală când s-au trezit a doua zi și nu e... Da. Disconfortul care creează. Știu că există și îmbătatul cu apă rece. Nu știu dacă ai dacă pățit, e rece rău, da. Dacă ai pățit vreodată treaba asta, când se deschid brusc toate căile de circulație a sângelui și a sucurilor gastrice, plus tot alcoolul rămas de cozi înainte și te îmbezi dintr-o cană de apă dacă ai exagerat rău. Măi, Radu, mie îmi place, întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc cu tine și despre muzici. Tocmai am ascultat recentul, foarte recentul Nick Cave and the Bad Seeds. Păi s-a lansat ieri pe YouTube, nu? Da. Mă rog. Când se difuzează emisiunea asta cu câteva săptămâni. Dar tocmai am dat cu urechea prin el, cred mai am de ascultat. Tot recent a scos Iggy Pop album. Acum câțiva ani am avut fix ultimul album Black Star al lui David Bowie. Leonard Cohen. Da, s-a anunțat acum. Noi am crescut și am fost contemporan cu oamenii ăștia, cu unii dintre ei mai suntem încă. Discurile astea sunt cumplit de triste și cumva te și obligă ca să înțelegi toată chintesența a ceea ce a vrut el acolo, te obligă să stai tu cu tine însuți și să le acorzi un timp din viața ta să le asculți. Măi, nu-i puțin îngrijorător că asta e concluzia muzicienilor preferați din viața noastră ajuns la bătrânețe, să fie în halul ăsta de triști? Adică e o piesă lui Iggy acolo care spunea, noi suntem ăia care vom muri neliniștiți, noi suntem ăia. E cumplit. Cred că e o antiteză între generația lor și generațiile de acum, despre generații despre care se cam tot plânge lumea, cu sau fără motiv. Eu cred că și bătrânii ăștia care încep să ne moară acum sunt oarecum rupți de generațiile care vin după noi și nici n-au depus suficient efort să le înțeleagă, presupunând că ei oricum sunt deja mai inteligenți și mai trecuți prin multe. Dar ce se poate totuși constata cu multă, multă certitudine este că nivelul de prostie, poate nu cel general, dar accidentele pe care le vedem, nivelul de prostie a crescut îngrijorător. Poate sunt mai puțin proști, dar aia sunt proști rău de tot. Iar muzica tristă e pentru oameni inteligenți. Am considerat întotdeauna că ai mult mai multe de învățat și de înțeles dintr-o melodie tristă decât dintr-una veselă. Că te face mai puternic, sau? O melodie tristă atrage și versuri bune, de obicei. Eu n-am reușit să separ niciodată muzica de versuri și de aia sunt formații care sună foarte bine și care nu mi-au plăcut niciodată pentru că spun tâmpeli.
sunt și oameni care au trecut prin epoci foarte diverse și care au și suferit destul de mult de-a lungul vieții și dacă te gândești la Nick Cave și la ultimii lui ani, nu au fost deloc fericiți și chestia asta are nevoie până la urmă de un debușeu și el fiind un om creativ și a găsit modalitatea de expresie. Nici Leonard n-a avut o tinerețe prea frumoasă. Poate e felul în care s-au adresat ei oamenilor care mai sunt capabili încă să înțeleagă și să-i avertizeze asupra ce se întâmplă în jurul lor. Știi numele astea pe care le-am tot dat? Trebuie, cred, să adaug aici, pentru că este și producător de vin și pe domnul Maynard cu Tool. Lucrurile astea pe care le-am spus aici, întotdeauna mi-a plăcut să le compar. De când am descoperit vinul, da, îmi place să compar, să găsesc, cum să spun, paralele care se vor intersecta la un moment dat între vin și o muzichie, între un muzician și un anumit tip de vin. Vinul, de fapt, de 20 de ani e pe un val de popularitate atât de mare, încât sunt categorii întregi de analiști, critici, iubitori de vin, zile cum vrei, care asortează vinul cu filme, cu muzică, asortarea cu mâncare, cu brânzeturi, deja este e istorie. Cred că un cunoscător fin de vin se deosebește de marea masa cunoscătorilor de vin prin faptul că știe să-și aleagă vinul perfect în fiecare moment al vieții. Întâlnirea dintre om și vin n-are cum să fie de două ori la fel. Paharul ăla pe care l-ai tu în față are alt aromă acum decât avea când ți l-am pus în pahar, iar tu ești deja alt om, pentru că într-un fel, după ce am schimbat două, trei idei, ceva mic, nesubstanțial, dar ceva s-a schimbat și la tine. Deci prima ta gură din paharul ăla a fost alt om cu alt vin. Să ai încredere că poți să alegi o sticlă pe care să o bei cap-coadă și să fie ok cap-coadă, înseamnă să ai încredere în ce ai învățat până în clipa aia despre vin și despre tine. Măi, e o chestie și comparația asta nu mi se pare chiar deplasată și o să spun de ce. În momentul în care te apuci să lucrezi de pildă o piesă, da, dau un exemplu, ce face diferența este atenția la detaliu. Și e o treabă, cum să spun, e o treabă de băiețism. Știi? Când pur și simplu te apuci de ceva tehnic și construiești, de pildă, o machetă de, habar n-am, tancuri. Exact același lucru este. Și la vin, toată aparatura aia și cum a apărut ea în timp ca necesitate, cum a mai stat cineva să se gândească cum să strivească strugurii, cum să facă... Și nu vorbesc de astea industriale, vorbesc de ce are omul în casa lui, știi? Mie mi se pare o treabă de orgoliu de mascul să ai mica ta instalație de făcut vin în fiecare an în casă. E o chestie atât de mișto și atât de... Un motor care necesită un proces destul de îndelungat de a face treburile corect ca să-ți iasă vinul care trebuie. Și exact de aici am făcut și această paralelă cu muzica. Cred că mulți ar vrea să spună și că lucrul ăsta se întâmplă cu producătorii de pălincă din Maramureș sau... Da, bineînțeles. Dar nu e. Nu. Adevărul este că dintre toate produsele pământului, cred că vinul are cea mai profundă legătură cu cel care îl face. Unul dintre motivele pentru care un vin, orice vin de pe fața pământului, are ceva special, este că, spre deosebire, uite, avem brânzeturi cu denumire de origine controlată, dar avem mezeluri care nu se pot face decât în unele zone ale lumii. Avem, dacă nu mă înșel, și niște sardele cu ani de producție, alea învechite de 10 ani, 12 ani. Sunt ani perfecți și e producția de sardele din 2006, nu știu. Dar vinul poartă în el locul în care e născut, anul în care e născut și omul care l-a făcut. Nu e doar denumirea locului, este și cât soare sau cât ploaie sau cât mucegai a fost în anul ăla și cum s-a purtat fiecare podgorean cu strugurii lui. Dintr-o gură de vin poți să-ți dai seama de 1000 de lucruri despre ce s-a întâmplat acolo, atunci și cu omul ăla. Un distilat, oricât de bun ar fi, în clipa în care e pus în sticlă și încetează viața, el nu mai evoluează. Nu se mai oxidează, nu mai trece prin transformări chimice. Vinul
nu o să stea niciodată liniștit decât când moare de tot și nici nu știu dacă asta e posibil, să moare de tot vreodată. Să devină imposibil de consumat, da, dar el va continua să evolueze probabil la nesfârșit. Să se schimbe. Dacă vrei să-ți faci un dușman pe viață, poți să-i spui unui om că vinul lui e prost. A doua zi nu mai vorbește cu tine. Te tolerează, dacă te-a primit în casă, te culcă, te hrănește, dar a doua zi ți-ai făcut bagajele și nu te mai întâlnești cu el niciodată. Cumva corect, ok. Da, pentru că Podgoria se muncește tot anul. Vinul se muncește în alea două, trei luni de iarnă în care, practic, nu ai de muncă în vie prea mult. Deși să mușuroiești când afară bate în 0 grade, nu e cea mai ușoară activitate de iarnă. Și de-aia oamenii se îndrăgostesc pur și simplu de vinul lor. Și în România chestia asta este mult mai evidentă decât în alte țări. Dacă te duci în Italia și îi lauzi cuiva vinul, o să te ia de mână și o să spună, da, vină și la vecinul, stai să vezi ăla ce are, stai să vezi ăla ce a făcut, că nu, la noi fiecare e cu vinul lui și n-ai ce să cauți la vecinul, că lui e oricum mai bun. Am înțeles, da. Uite, nu mi-am dat seama că lucrurile funcționează și așa. E motivul pentru care toată industria noastră este dezlănată în clipa asta. Prezența noastră internațională e zero. Nu se pot asocia producătorii. Fix pe toate aeroporturile din lume, dacă te duci și ai intrat în magazinul cu băuturi, găsești acel tip de whisky care a fost ținut 12 ani în butoaie și care e un whisky bun și uleios pe gătie. Mie îmi place foarte mult sortimentul ăla de whisky, dar cu toate astea mi-am pus această întrebare. Băi, câte butoaie să existe pe lumea asta? Multe. Cât să susțină producție încât în fiecare aeroport de pe planeta asta și nu numai, da? În fiecare aproape, raion de băuturi, să ai acest whisky care a stat el 12 ani în butoaie. Mi se pare puțin cam nereal. Nu, chiar există, dacă ajungi vreodată în Scoția sau în Statele Unite, merită vizitată o distilerie. E un mic oraș. Păi să susțină o întreagă planetă. Gândește-te că o parte din butoaie sunt cumpărate din industria vinului, o parte de la producătorii de rom sau de porto, iar pentru restul există stejarul american de creștere rapidă. Marea deosebire între stejarul european și stejarul american este că ce ai obține în Europa în 40-50 de ani de creștere, obții acolo în 12. Este mult mai poros, interacționează mult mai repede cu whisky-ul, drept pentru care poate să-i dea cam toate aromele și culoarea de care are nevoie în primii ani de viață ai whisky-ului, după care să se mute whisky-ul în butoaie deja consumate, unde doar să piardă alcool, pentru că distilatul inițial e mult mai tare decât ce ajunge la sfârșit în sticlă. Vorbim de băuturi care pornesc de la 65 de grade și ajung undeva în jur de 55-52 după ăștia 10-12-15 ani și acolo mai vin oamenii cu apa plată din regiune, că de-aia se numesc toate whisky-urile Glen înseamnă izvor. Trebuie să ai apă bună ca să mai diluezi whisky-ul până la 40 sau 45%. Nu mi-aș pune problema că nu există butoaie, există, sunt destule. Și astea deja consumate în industria vinului sunt chiar ieftine. Un butoi inițial nou proaspăt de stejar european e între 500 și 700 de euro. Un butoi în care au stat 3 cicluri de vin roșu e sub 100. Dacă mă duc la magazin, eu nespecialist, total nespecialist, să-mi cumpăr un vin, cred că prima unitate de măsură este prețul, da? Dacă vreau un vin bun, clar o să mă coste... 90% din oamenii de pe planetă, da. Pe de altă parte, riști să ții niște țepe magistrale la niște bani foarte mulți. Ce știu eu în calitatea mea de neinițiat este, bă, te duci la magazin, vezi vinurile chiliene. Că acolo, că sunt ieftine, că sunt scumpe, sigur mergi la sigur. Adică, cumva, oamenii reușesc, ceilalți nu reușesc, sau cum... Chiliene, australiene, neozelandeze, argentiniene... Da, tot ce e în afară Europei.
Lumea Nouă, cum se cheamă. Chiar și Africa de Sud, care nu prea e lumea nouă, că ei fac vin de pe la 1600 și ceva, da. I-au ajuns la un grad de standardizare la care eu sper că noi nu o să ajungem niciodată. În Chile, de exemplu, nu o să ai niciodată probleme cu ploaia. Nu o să ai producții compromise de mucegăiuri și treaba. Acolo, dacă se întâmplă ceva vreodată, e grindină și la ei. Cam toate podgorile au picurător la fiecare butuc și plasă de grindină dacă e nevoie. Deci omul de la început știe ce va obține. Acolo, caracteristicile climatice ale anului au importanță spre zero. Acolo totul se reduce la altitudinea la care e plantată via și la solul pe care stă. Atât de vrei... simplu, dar nu depinzi, da, ok, bine. Da, să nu depinzi de ploaie și să ai orele de soare garantate tot anul este ceva la care multă lume visează, dar pe de altă parte vine cu aceste dezavantaje. O paletă de expresie mult mai redusă, în favoarea consumatorului și mai ales a consumatorului care abia începe să cunoască lumea asta, în schimb, gustul este foarte constant, e aproape identic de la un an la altul. Este ușor de reprodus. Tu trebuie să-ți păstrezi aceeași cantitate recoltată, adică dacă te-ai hotărât să faci vinul cu gustul ăsta, în fiecare an o să iei 7 tone de Sauvignon Blanc la hectar. Dacă vrei să iei 12, normal că o să fie un vin mai slab sau mai puțin aromat. E și nu e adică ok. Eu nu mi-aș cumpăra, de exemplu, dintr-un hipermarket o sticlă de 200 de lei sau mai mult. Niciodată. Pentru că eu nu știu de câți ani stă pe raft. Pentru că știu că, de obicei, omul care se duce să-și cumpere vin din supermarket nu prea dă mai mult de 50 de lei pe sticlă. Și atunci, dacă sticla aia a stat în picioare și dopul s-a uscat și vinul s-a oxidat, da, e o investiție proastă. Eu zic că vinul de zi cu zi poate fi cumpărat cam de oriunde în clipa asta, pentru că a început să se ruleze și la noi suficient de mult cât să nu mai surprize proaste. Dar când vrei un vin deosebit, e bine să te duci într-un magazin specializat. Sau într-un supermarket care are colțul lui specializat de vinuri. Sau și, mulțit. Practic, zici că dacă ar merita totuși o investiție, vrei să bei un vin mai altfel, da? Te duci într-un magazin specializat. Și îți iei ceva din afara Europei? Nu neapărat. Nu. Căci mai devreme ai dat exemplu de Noua Zeelandă de... Pentru vinuri Africa constante și accesibile. Gândește-te că acolo se implică destul și statul în export. La Chilien, când a fost cu tremurul ăla care a afectat două porturi, a scăzut PIB-ul cu 12% pentru că nu mai aveau pe unde să scoată vinurile din țară. Statul participă financiar la sprijinirea exportului de vin și de-aia ajung la noi la prețuri accesibile, că altfel n-ar fi normal să poți să aduci vin îmbuteliat deja din Chile și să poți să-l vinzi la prețul unui vin românesc produs cu câteva luni în urmă. Ziceai mai devreme că din anii 90 a revenit, hai să zicem, moda asta cu vinul. Am văzut zilele astea că a crescut foarte mult și tipul ăsta de comerț, de turism. Adică există pensiuni în care poți să beneficiezi de diverse tratamente pentru vin. Totul este cu vin, vinul de micul dejun, vinul de prânz, vinul de seară. Am înțeles că există până și în România undeva la Oradea avem așa ceva. O pensiune unde... Un spa de vin, da. Ce Dumnezeu e asta exact? Și cât de departe s-a mers? Și cât e adevărat și cât e fals. Da, exact. Bun. Avem certitudinea că resveratrolul din vinul roșu curăță vasele de sânge de grăsime. Acum, adevărat că dacă un om care are o problemă minoră de obezitate speră să-și cureze vasele de sânge numai cu vin roșu, ar trebui să bea cam de câteva ori mai mult decât o comă alcoolică și aia în mod constant. Dar cu vasele curate. Dar mor cu vasele curate. Dar este o substanță sănătoasă care, într-un fel, contribuie. Aia nu poate fi negat. Dar nu e nici cum era pe vremuri, ți-aduce aminte, a fost ceaiul ăla cu cannabis, care avea 0,0001 THC sau ceva de genul ăsta. Nu THC, te... Da, ok. Te bea. THC-ul e un defect de la vin.
trebuia să bei 20 de cisterne cât să ajungi la o doză de haid aia care să te ține jumătate de oră. Deci era ceva imposibil. E ok. Ce mă interesează mai mult să văd în următorii ani este turismul enologic. Noi aveam, și acum mor de râs când îmi aduc aminte, când au început producătorii noștri de vin de calitate din Dealul Mare să atragă turiști, la un moment dat nu era decât o pensiune în tot Dealul Mare. A doua s-a deschis gard în gard cu ea. Și Dealul Mare începe la Ploiești și se termină la Buzău. Să face a doua pensiune din zonă chiar gard în gard cu prima, mi s-a părut o idee nelaloc cu ei, dar fiecare s-a axat pe alt tip de clienți. Ideea e, putem să aducem oameni cu avionul din toată lumea pe Otopeni să fie în 45 de minute, o oră în Dealul Mare, fără niciun fel de stres, să-și lase bagajele și să se așeze la un șpriț de la de weekend. Dar n-avem unde să-i cazăm. Cred că și acum sunt 4-5 pensiuni cu totul, adică vorbim de maxim 200-300 de locuri de cazare. Ca să facem turism enologic trebuie mult mai mult de atât. Noi avem, cred, o industrie destul de serioasă la vinuri. Păi adică avem al șaptelea producător din lume, al șaselea din Europa la volume. Înțeleg, și nu contăm la vânzări sau? Afară, aproape deloc. Sunt câteva firme care au reușit să intre pe piața engleză și acolo când a intrat poți să trăiești liniștit numai din asta. Îi mai avem pe băieții cu umeri largi care au păstrat relația cu Rusia de dinainte de 90 și care mai exportă către spațiul fost sovietic. În China? Cred să fie și în China. Mulți cred. Încearcă să pună mâna pe o bucățică din piața chineză, pentru că acolo consumul e enorm. Adică am înțeles că în China ori te duci și te umpli de bani, ori îți iei țeapă. Nu prea există cale de mijloc. Hai da, să... e bine să ai un consilier local. Adică știi poveștile cu dacă vrei să faci business în China, trebuie să ții un asociat cu 50% din partea partidului. Nu știu dacă e pe bune sau nu. Ideea e că dacă îți alegi partenerii chinezi de pe OLX sau mai știu de unde, te trezești cum s-au trezit niște prieteni de-ai mei care au făcut niște exporturi și a sunat la ok. Acum eu am retras banii din escrow și îmi spuneți cu ce să vă plătesc. Și le-a dat o listă de fermoare, nasturi, tricouri. N-a fost niciodată problema să îi plătească cu bani, de fapt. Mai-mi povestea cineva că s-a dus la nu știu ce mare târg. Există un mare târg în Beijing și... Sunt multe. Beijing, Shanghai... Știi poșetele alea de dame care costă vreo 5.000 de euro? Sau 50 de euro, depinde de unde le-i. Aici erau vreo 50 de euro. Treaba este că o puneai pe o bandă, geanta aia intră într-un black room și apăsai pe niște butoane să-ți alegi ce brand vrei tu să fie. Și ce ștanța înăuntru, exact în toate zonele în care trebuia să fie ștanțată, să tai la capătul celălalt pe bandă, primeai produsul pe care puteai să păcălești pe oricine, bă, la 5.000 de euro pe el, pentru că am putut. Da, la vin nu se poate face asta. Da, pe asta mă gândeam. Dar accesul pe piața chineză este foarte dificil pentru că noi nu înțelegem ce consumă ei. Este o rupere culturală adâncă. Pentru ei, de exemplu, vin este orice fermentat din fructe. Sau amestec de băuturi fermentate din diverse fructe, printre care se pot număra sau nu și struguri. Dacă nu mă înșel, legea care spune că pentru a fi vin trebuie să aibă minim 70% sau 80% vin din struguri, s-a dat abia cu 15-20 de ani. Pentru ei, tradițional, când îi vezi că își pun suc de portocale în vinul roșu, să știi că la ei asta e băutura tradițională. Adică, asta eram curios de fapt, știi? Plus, citeam un material cu ceva vreme cu cineva care voia să își deschidă niște cafenele în Japonia. Mă rog, mare producător de cafea, vrea să-și deschidă o piață acolo și s-a spus o să-ți ia vreo 15 ani pentru că ei tradițional nu sunt băuturi de cafea. Iar tu trebuie să introduci băutul de cafea pe piață, dar nu trebuie să o iei de sus spre populație, ci trebuie să ai grijă să meargă din gură în gură, pentru că ăsta este marketingul real care funcționează. Și atunci o să ai succes pentru vânzarea de cafea, dar o să dureze cam 15 ani. Adică fix asta este marja pe care trebuie să o iei pentru o astfel de investiție. N-am nici cea mai vagă îndoială, mai ales că și japonezii au hachițele lor mai rău decât chinezii. Ideea e că
Noi aici am construit cât de cât în ultimii 15 ani o categorie de consumatori inițiați în vin. Toată lumea știe că vinul, ca să fie bun, trebuie să fie sec. Că demisec. Nu toată lumea știe. Din această mică categorie. Problema e alta. Ce naiba să faci cu vinul sec în China? Deci vinul sec pus lângă mâncărurile tradiționale de acolo nu are niciun sens. Și ca să faci față iuțelii, ardeiului iute, sosului de soia foarte sărat, etc., îți trebuie minim vinuri demisești, dacă nu chiar demidulci. Înțeleg, să-și echilibreze balanța. Iar România, din punctul ăsta de vedere, este în gară a ajuns în gară la câteva zile după ce plecase trenul. Pentru că noi, după anii 90, toate vinurile din piață erau demisești sau demidulci. De ce? Pentru că erau produse industrial în niște vase greu de descris. Ce mizerie era în cramenanie. Și normal că dacă toate vinurile erau cu început de oxidare, cu mucegai, cu toate bubele de pe fața pământului, trebuia să rămână și un rest de zahăr care să le acopere. Oamenii care au luat-o de la zero și au investit în echipamente moderne, în butoaie noi, în curățenie în general, au pornit la drum cu vinuri seci. Pentru că așa le demonstra oamenilor, domnule, uite cât de curat e vinul meu, n-am nevoie să-i las zahăr. Producătorii industriali, o parte, au înțeles și ei mișcarea asta și au început să producă vinuri seci și au renovat cramele sau, în cazul producătorilor foarte mari, am văzut că și-au separat pur și simplu fluxul de producție. Pentru vinurile ieftine fac într-o parte, pentru vinurile scumpe în altă parte. Au crame diferite, lucrează cu echipamente diferite, au enologi diferiți. Și acum prind din urmă trendul vinului sec. Păi, cred că e un semn de sănătate totuși. Până să înțelegem noi că se pot face și vinuri demiseci plăcute și curate și care nu ascund bube, mai trec încă pe ăștia 15 ani care au trecut ca să învățăm să bem vinul sec. Și abia peste 15 ani o să avem materie primă de exportat în China. Știi ce mă gândesc? Ai zis că suntem pe locul 7-8 în lume la producție de vin, da? Și stăm varză la export. Adică din toată producția internă, cam cât la sută exportăm? Din producția totală. Da, din producția jumate totală. Jumate este nefiscalizată. Jumate din vinul făcut în România nu există în act. Ok, din cel făcut în act. Din cel făcut oficial în România, ca vin îmbuteliat, cred că exportăm sub 10%. Iar vin vrac, nu mai știu ultimele cifre despre China și Rusia, dar aș spune că dacă am vinde încă 5-6% din total producție, e mult. Deci din producția fiscalizată cam 15% pleacă. Dăm 15%. Maxim. E o cifră optimistă. Restul de 85% îl bem noi. Da. Plus încă atâta vinul bunicul de pe drumul, de pe marginea drumului, că știu eu pe cineva care face. Mamă, deci consumăm ceva, mă gândesc. Da, și gândește-te că nu suntem pe loc codași nici la bere, nici la vodcă. Aveam o discuție cu un coleg despre cartea lui, cred, Vasile Ernu, URSS-ul, mă rog, și cum se bea acolo. Băi, am găsit niște chestii pe care le știu și eu din copilăria mea. Aveam o mercerie lângă bloc. De unde se bea parfum. De unde se bea parfum la 12 lei. Erau muncitori și își luau pe patru. Câte patru plecau, știi, că era ca o mică navetă. Da, și parfum, da. Așa, era celebra țuică de pufoică, care nu este o glumă. Înmuiai pufoaica în butoiul cu alcool industrial, o puneai pe tine și ieșeai cu ea pe poartă și o torceai în recipiente. Am avut anii 90 în care existau... Exact, în care existau, cum îi zice, gheretele de colț, da? Unde găseai alcoolul făcut în cadă. Știu că după o noapte de beție am fost singur în stare să mai beau niște Florentino rămas prin frigider de 11 lei. Toată lumea se întreba cum Dumnezeu de n-am orbit, plus că am avut limba mov vreo 3 zile, adică... Lumea consumă foarte mult alcool, adică, băi, e bun vinul și e bună și tăria. Și bineînțeles, ce frumos e când este foarte cald afară și bei o bere
Bă, dar e prea mult, mă. Și nu e un drog foarte... Că e un drog. Și nu e unul din cele mai prietenoase. Nu știu cum zici tu, dar eu mai pun un pahar. Mănânci calule ovăz. Stai că vin, stai că vin la tine. 90. Vin la tine. Când, într-adevăr, și eu m-am traumatizat, că eram prin clasa 10, a 11-a. Și într-o dimineață am zis că să dau și eu iama în lichiorul de portocale al taică. Știi că se puneau coși de portocale cu zahăr și cu alcool la macerat. Și eu n-am știut că n-a terminat de făcut lichiorul și e doar alcool de 96. Și am tras o gură zdravănă. Și fiind proaspăt trezit de sunt din somn înainte de prima cafea, prima senzație a fost să mă crăcănesc, să mă uit să văd dacă îmi curge printre picioare. M-am simțit perforat pur și simplu tot. Dar în anii ăia mi-aduc aminte că dacă stăteai la o coadă la un butic, din patru oameni unul își cumpăra o sticlă de alcool, de 60 sau de 96, în funcție de ce voia să facă cu el. E bun vinul ăsta. Și dacă ți-aduci aminte, până spre sfârșitul anilor 90, cred că nu era apartament de bloc să n-aibă una, două damigene pe balcon. Că puneau vișine, că puneau coși de portocale, fiecare ce putea, dar nu exista casă în care să nu-și facă propria băutură, afinată, vișinată. Străbunica fiicei mele își făcea într-o garsonieră în București, asta mi-a plăcut foarte mult, își făcea vin și ca să se ferească de gura vecinilor și eventuale reclamații la poliție, la alte tipuri de autorități, își puneau prosoape în ușă. Nu vrei să știi ce alcoolemie era în aerul din bucătărie, deci se muta nasul pur și simplu. Ce să zic? Suntem un popor care consumă mult pentru că nevoile escapiste pe teritoriul actualei României sunt vechi, foarte vechi. Gândește când n-a trebuit noi să bem de supărare sau de fericire. Păi, dar de ce bem? Bem așa, bem din cauza femeilor, ok. Bem ca să uităm, nu mai știu exact bem ce. Bem că avem de mirce probleme, bem când se naște un copil, bem când moare cineva, nu-ți mai spun ce jelanie și cât alcool. Și în general, pentru că undeva în lume e ziua cuiva. Dacă e calendarul de pe Wikipedia, sigur s-a născut sau a murit cineva cu care ai o vagă legătură. Da, da, da. În august cândva e ziua Lenei, putem să bem de ziua Lenei, da. Absolut. În fiecare zi. Da, se exagerează. Se exagerează. Văd, în schimb, că actuala generație de tineri corporatiști au scăzut enorm consumul. Chit că a crescut cel de... Să nu promovăm actele ilegale. Ok. Așa. Au crescut altfel. Se consumă industrial în București. Oh. Da. Și se consumă și, știi, Laurențiu Gheorghe, un invitat care stă asta pe scaunul pe care stai și tu acum, îmi explica că și pe bună dreptate, un merit al hipsterimii actuale este că au venit cu berea artizanală. E ok să dai puțină calitate și beri. Mie îmi plac alea muncitoare și întotdeauna mi-a plăcut să-mi zgârie. Dar ai nevoie din când în când și de ceva mai bun. Da, da, da. Și la berile artizanale, ok, noi suntem la început de drum și vezi că toate cam virează spre aceleași expresii. Sunt foarte multe produse de tip kit. Adică se importă aceleași hameiuri, se importă aceleași malțuri și variațiile sunt destul de mici. Dar dacă te apuci să scotocești cum trebuie prin lumea asta și să o luăm istoric, deci cu berile tradiționale din vest, care sunt Germania, Belgia și după aia încep Anglia, Scoția, Irlanda, unde berea tradițională nu are nicio legătură cu lagărul nostru, cu industrial. Ai de descoperit multe, multe lucruri frumoase. Eu am băut o bere neagră japoneză de curând, mă rog, de curând, cred că s-au făcut vreo 6 luni, dar am înnebunit de plăcere. Era ceva la 7,2% alcool. Tot din Hamei? Da. Dar ceva absolut excepțional, pentru că dacă vrei să
mă cucerești, îmi arăți ceva ce n-am mai văzut niciodată și care este și frumos și spectaculos în același timp. Adică nu era doar o bere pe care să o bei cu plăcere. Nu semăna cu nicio altă bere artizanală băută vreodată. Cred că cea mai bună bere pe care am băut-o vreodată a fost la mănăstirea Strahov în Praga, unde aveau și Amber, aveau și Black și culmea, la prânz aveau un meniu pui, care era pui de țară, foarte important, deci ei chiar îți dădeau pui de țară acolo, știi că e mare diferență de gust, de textură și așa, în sos de bere. Și era bere făcută de călugări. Băi, pur și simplu, ăla a fost momentul în care am zis, wow, uite că se poate mult mai mult din niște există hamei. Există și beri de gastronomie, și acum sunt beri de clătit gura, sunt și beri foarte, foarte serioase care... Sunt beri de 27% alcool care se beau cu șatul. Da, dar sunt multe alte rețete. Adică asta cu hamei este pe relativ recentă și am înțeles că a apărut în urma nu știu cărei legi date la un moment dat. Știu, de pildă, că în Evul Mediu, da, în Regatul Unit, se făcea bere cu smântână. Adică așa se, era rețeta de bere. Motiv pentru care oamenii consumau foarte multă bere, pentru că dacă beau apă, nu le dăduse încă în cap că trebuie să o fiarbă și dacă beau apă se mai îmbolnăveau și chiar mureau pe capete. Motiv pentru care beau foarte multă bere, iar toată această bere era făcută cu smântână, motiv pentru care toată smântâna care se fabrica în Regatul Unit ajunsese să se ducă în industria berii și au fost nevoiți atunci să dea o lege care să spună, băi, nu! Asta așa și asta așa. Și abia atunci au început cu soluții alternative despre ce și cum facem și ușor, ușor a apărut și hameiul, care am înțeles că nu era... A fost folosit de hăt din Egiptul Antic și are proprietăți similare cu sulfulavin. Deci e antiseptic, în afară de faptul că dă aromă, este și antiseptic. Okay, și face ceva ce ajunge la sulf. Nu, distruge flora microbiană, microbiotism. Și ajută la conservarea berii. Acum ai văzut, cred că ai văzut anii trecuți că au apărut berile vintage. Au apărut ca un experiment, au avut atâta succes încât unele producții, dacă nu mă înșel, una de prin 2001, a ajuns să coste acum 400-500 de euro sticla. Era vorba de o colecție lansată de un producător destul de mare cu 8 ani diferiți. De la începutul anilor 2000 până spre 2012, ele s-au vândut prin 2016, dacă nu mă înșel. Și erau niște bere absolut spectaculoase, dar una dintre ele stătea mult mai bine decât restul pentru vârsta ei și a fost atât de popular încât i-a explodat pur și simplu prețul. Eu când am băut-o era sub 20 de euro la cărciumă, deci probabil 10 euro la producător. Acum e 400-500. Am înțeles, e ca și cum ți-ai luat un Dom Perignon, al berii sau... Aro, Dom Perignon e tot industrial. Da, nu cred să fi băut niciodată vreo bere atât de scumpă, nu știam. Sunt și mai scumpe, nu? Mult mai scumpe. Adică mie îmi place să cred că ai vinul ca vinul, mă, dar berea este prin excelență pentru clasa muncitoare. Trebuie să aibă, să fie bună și să aibă prețul pe care și-l permită oricine când iese pe poarta uzinii, știi? Da, e berea muncitorească, așa cum există și vinul muncitoresc pentru oricine iese pe... și spirturile muncitorești. Berea ar trebui să fie mai presunită. Berea nu neapărat. De ce? Dacă, prin chintesența ei mi se pare... Dacă ai un univers întreg de arome și expresii pe care îl poți exploata în favoarea ta, evident că la nivel de cost de producție te costă mult mai mult un tip de bere decât altul. E bine să ai și... acea bere muncitorească, e bine să ai și ce să-ți alegi când ai poftă de ceva decent. Adică tu știi că eu beau tot bere muncitorească până la urmă, că o țin lângă mine să-mi țină de urât când am mult de scris sau mult de citit în loc de apă. Nu-mi place apa. Am auzit chestii urâte despre... Știi? Și nici n-am timp să o fierb înainte. Celebru ban, când intră unul într-un bar că vrea să dea de băut, îi se întâmplase ceva bun în viață și voia să dea de băut la toată lumea. Eu vreau două șaturi, eu vreau un vin, eu vreau o bere, tu ce vrei? Păi eu sunt cu mașina, vreau apă. Ia uite, bă, ca animalele. Da, ceva de gen. Dar când am poftă de o bere, îmi place să am la dispoziție o bere bună. Mai este excelent vinul ăsta, îmi place.
Nu prea să-mi pare pasionat. În ultima vreme am devenit pasionat de vinuri roșii, dar asta alb are un ceva. Cred că n-am mai băut de mult un vin alb. Punct. Eu i-am dat o notă destul de bună. I-am făcut și o recomandare online la un moment dat. O afacere de familie din 1973. Producție relativ mică, dar expresia este destul de standard pentru un Sauvignon Blanc de Noua Zeelandă. În schimb, ce mi se pare că e deosebit la el, e un pic mai extractiv și mai dens de obicei, decât de obicei. Adică se vede și după culoare, că e mult mai auriu. Sauvignonul Blanc de acolo din zonă tinde să fie aproape incolor. Deci asta înseamnă, din punctul meu de vedere, și că a fost conceput ușor oxidativ și că probabil a avut un pic de contact cu butoaiele de stejar sau cu alte produse de stejar. Cât de mult marketing, câtă vrăjeală este în treaba asta cu vinul vechi? Odată știu că dacă e mai vechi de 25 de ani, deja nu prea mai contează. Adică... Nu mai contează dintr-un punct de vedere că i se transformă atât de tare aromele încât nu mai poți să identifici proveniența. Care e treaba cu vinul pe care îl îngrop în fundul curții și începe să aibă, să se transforme în celebra marmeladă de vin? Nu există. Nu există. Aia e o poveste atât de tâmpită. Lasă-mă să-ți spun despre vârsta vinului și ne întoarcem și la marmeladă. Aia e o cretinătate și vă rog eu frumos, când auziți pe cineva că a pus marmeladă de aia pe pâine și s-a îmbătat, spuneți, uitați-vă adânc în ochișorii lui și spuneți-i că minte. Ce-ai băbă? După aia o să spună că a fost tatu, după aia de fapt un vecin, un coleg. O legendă urbană. Bun, ideea care în perioada asta se bea mult vin proaspăt în care e ușor de identificat, ăla e Cabernet, ăla e Syrah, ăla e Pinot Noir. După 25 de ani caracteristicile de soi încep să dispară. Dar se transformă în ceea ce se numește buchet de sticlă, care poate să fie mult mai spectaculos decât ce era inițial în acea sticlă. Și sunt vinuri la mare preț care au 50, 70, 100 de ani în clipa asta. La fondatorul Beyond di Santi, care face unul dintre cele mai importante vinuri din Italia, a fost o degustare acum câțiva ani cu vinuri din cei mai buni ani din ultima 100 de ani. Și cu cei mai mari critici de vin din lume invitați la degustare, și vinul de 100 de ani a luat 100 de ani, 100 de puncte. Adică era impecabil. Eu în viața mea nu m-am întâlnit cu un vin de 100 de puncte. Am fost odată exagerat de generos și am dat unul ia 97, dar 100 de puncte înseamnă vinul perfect. Iar vinul perfect nu există, e o proiecție. Și sunt două feluri de a nota vinul. Cât de tare îl depunctezi față de 100 de puncte, cât de tare îl punctezi peste limita de potabilitate, să zic, de 70 de puncte. Un vin sub 70 de puncte e de nebăut. Unul de 70-80 de puncte nu e de împărțit. Adică nu treci clasa cu nota 7. Nu. Între 70 și 80 de puncte e bun dacă n-ai pretenții mari de la viață sau dacă ai muncitori în apartament și trebuie să le lași ceva de băut. De la 80 la 90 sunt vinuri cu care nu te faci de râs dacă le duci în vizită la o aniversare, iar peste 90 sunt vinurile speciale care într-adevăr se apropie de perfecțiune sau exprimă ceva într-un mod cu totul deosebit. Știi cum se traduce asta din ce povestești tu? Am văzut la cineva la țară, da? Două butoaie mari. Vinul pentru prieteni și vinul pentru dușmani. Da, dar scria pe ele așa, oameni. Adică erau oamenii care veneau să muncească acolo, să mai muncească pământul, un acoperiș, o treabă, și pe unul scria nu-n-t. Ăla era vinul bun. Ăla era vinul bun. Bunica mea se ducea în satul lui natal o dată sau de două ori pe an și lua toate ceasurile din regiune. Ceasuri, pendule, de curățat, de reglat avansul, de reparat dacă era ceva de reparat, și era plătit cu țuică. Venea omul cu niște saci plini de sticle de alea vechi, multe turnate manual, era un spectacol. Și le așeza pe toate pe jos în bucătărie și le lua la rând și le gusta. Ăsta e de dat șpagă vreodată dacă e nevoie, ăsta e vin de doctori, ăsta e pentru consumul în casă, ăsta e pentru sărbători, ăsta e de dat la fraieri. Și avea categoriile foarte clare. Mi-aduc aminte că aia a fost prima dată în viața când m-am îmbătat. Și când probabil mi-am și dat seama că sunt destinat unei
carieră care să aibă ceva de a face cu alcoolul. Câți ani aveai? Aveam 4 ani. Oh, okay. Și îmi plăcea așa de mult gestul lui bunica mi-a dat de gusta, pentru că nu lua decât un gram, două, și plescăia și... Deci, ce înveți acum la școala de somelier sau la cursurile de gustare sau trebuie, făcea bunica mi-a absolut instinctiv când era mea copil. Și îmi plăcea așa de tare gestul ei că am început să iau și eu dintr-o sticluță, dintr-alta, dintr-alta și el se amuza că îl imitam, eu mă amuzam că se amuză el și la un moment dat n-am înțeles de ce doar stăteam în fund lipit de dulapul din bucătărie și râdeam. Băi, și am râs. Jumătate de oră, 40 de minute, până s-a prins bunica mea că e ceva în neregulă și face, dar ce are copilul? E, face, face abă. Și fix în momentul ăla vine și maică mea în vizită și mă găsește roșu la față, stând jos și râzând. Băi, dar râdeam cu o poftă. Era așa de frumoasă viața, încât când m-a dus la culcare, nu înțelegeam ce are cu mine și am crezut că vrea să mă pedepsească pentru ceva. Și am râs până am adormit. Și când m-am trezit foarte bine dispus, să știi. Prima mea beție, cred să fi fost pe la 12 ani, când m-a luat tata aici în Călărașul Profund, în satul sau comuna Vasilați, la un coleg de serviciu. Era în preajma sărbătorilor de iarnă și lumea se ducea la colindat în sat. Și m-au luat și pe mine, băieții, la colindat. Și cu vin fiert și cu țuică fiertă. Da, și cu vin făcut atunci. Cred că în vreo 5 case am băut cât un pahar și nici nu mi-aduc aminte drumul înapoi și tata nu știa de ce am adormit în timp ce mă așezam în pat. Adică am adormit brusc și a dat seama pe urmă. Știi ce voiam să te întreb? Ziceai că, ok, poți să faci un să dai note vinurilor. Care sunt... Eu îl beau și spun, bă, asta îmi place sau nu-mi place. Asta pe care mi l-ai pus în pahar, mi se pare un vin bun. Nu știu dacă bănuiesc că este ăla care ar merge de minune cu pește. Cu o masă de pește. Dar care sunt... La ce trebuie să fiu atent? Buf. În afară de faptul, băi, wow, ce... Echilibru. Chestia asta cu punctele e o chestie foarte subiectivă. E un instrument util pentru oamenii care habar n-au despre vin. Adică dacă te duci ca 90%-95% din oamenii de pe pământ și te orientezi după preț, e ok să vezi că la 27 de lei un vin are 80 de puncte și unul are 90. Dar cam atât. Și ar trebui să fie două vinuri din același soi, de aceeași culoare, adică degeaba vezi un roze de Pinot Noir la același preț, când tu de fapt ai nevoie de un alb pentru pește sau de un roșu pentru vită. Sunt multe discuții și pro și contra sistemului de punctare, dar până la urmă vorbim de niște oameni complet neinteresați de binele producătorului, care se trezesc cu câteva sute de vinuri în față, fără să știe ce e în sticlă, și care își dau cu părerea onest despre el. Așa apar punctajele alea de la raft. Acum, ce aici? Robert Parker se știe că dacă e un vin din Bordeaux, automat o să ia 2-3 puncte în plus decât unul din Burgonii la aceeași calitate. De ce? Pentru că e vița... că îi place lui mai mult, am înțeles. Am crezut că există anumite vii care... De-aia e bine să te orientezi mai degrabă, din punctul meu de vedere, după concursuri și concursuri internaționale mai ales, decât după critici de vin. Adică dacă te identifici tu atât de bine cu Robert Parker sau cu Jensis Robinson sau nu știu ce, mergi după recomandările lor ca după Biblie. Dar un juriu are minim o comisie de 5-7 oameni, după aia, de obicei, la sfârșitul unui concurs, vinurile care au fost bine punctate sau foarte bine punctate de o comisie ajung să fie gustate și de ceilalți sau de toți, eventual, ca să se valideze sau nu medaliile alea de aur pe care le obțin. Și atunci, când ai o grămadă de experți din toată lumea, fiecare cu gusturile lui, fiecare cu orientările lui și totuși se obține o medie de, atunci știi că ai un vin cu adresabilitate mai mare în categoria aia de punctaj. După ce te iei? Am văzut, se curăță gura cu apă ca să nu vicieze... Mai rar. Se curăță, dar nu e cel mai indicat. Cel mai bine e cu cafea sau cu bere.
Plus că, fumător fiind, eu, cel puțin, nu mai simt atât de bine gustul cum... Gustul e ca un mușchi care poate fi antrenat. Cu cât miroși mai mult, cu cât gust mai mult, cu atât după aia ți-e mai ușor să stăpânești și tehnicile de bază ale degustării și să apreciezi cu mai mare acuratețe calitatea unui vin. Un vin e definit de alcool, de extract. Extract, dacă lași să se evapore tot, este ce rămâne în substanță uscată și care contribuie la densitatea vinului. Zahăr rezidual, dacă există, taninuri, dacă e vin roșu, dacă sunt integrate sau nu. Din toate astea, tu trebuie să obții un echilibru. Deci nu vrei să simți alcool într-un vin, nu vrei ca în cazul unui cupaj, unul dintre soiuri să se exprime mult mai tare decât celălalt, să fie doar un pic înfundat sau atenuat, că nu de-aia ai amestecat două vinuri. Ai amestecat două vinuri ca să-l creezi pe al treilea cu o personalitate distinctă, nu ca să înfrânezi. Îmi place foarte mult, de exemplu, la francez există distinția asta între asamblaj și cupaj. Asamblajul e când iei niște vinuri foarte bune și le amesteci ca să obții ceva și mai bun. Cupaj e când ai un vin prost și îl salvezi adăugând o parte de vin. Am înțeles. Cum ai pune scorțișoară pe care e foarte puternic și omori restul de condimente. Asta cauți într-un vin. Dar problema mare, într-adevăr, și e întrebarea pe care toată lumea o pune și toți încearcă să răspundă. Băi, sunt la raftul de vin. Ce fac? Și pe măsură ce se diversifică și se va mai diversifica foarte mult oferta, va fi tot mai dificil. Sfatul meu este să bei la întâmplare până dai de un vin care îți place. Și când ai ajuns la un vin care îți place, să zicem o fetească neagră din dealul mare. 1. Primul filtru de calitate e știi că acel producător a făcut cel puțin un vin care îți place ție și anume ăsta. Deci, primul pas este să guști alte vinuri de la același producător. Îți plac sau nu-ți plac? Nu contează. Ideea e că așa crește posibilitatea să dai peste un vin care să-ți placă. Dacă nu mai are producătorul ăla nimic care să fie pe sufletul tău, te gândești, ok, e o fetească neagră din dealul mare. Hai să vedem alte fetești negre din dealul mare. Alte fetești negre din țară. Poate ceva din calitatea strugurilor e ceva ce m-a atras, aia m-a convins pe mine să beau vinul ăsta. Și cu siguranță găsești două, trei fetești negre care să-i semene suficient de mult și să-ți placă la fel de tare. Și după aia, iar testezi vinurile celorlalți producători care știu să facă fetească neagră pe gustul tău. Și pas cu pas mergi. Dar asta pe termen lung, pentru că e nevoie de multe sticle. Cel mai ușor este să te duci la șeful de raion și să întrebi. Bă, mâine la 5 ies de la muncă, rup de oboseală, îmi fac niște paste cu 4 formaje acasă, ce vin beau la el? Și ăla ar trebui să știe. Sunt instrumente online foarte bune, sunt motoare de căutare pentru vinuri cu baze de date gigantice, în care ai și recomandări și descrieri. Au fost inclusiv aplicații făcute în România. Pozai sticla și îți spunea în principiu cam ce e, unde e disponibil, cât costă, cu ce ar trebui asortat. Și dincolo de toate astea, contează cum te simți în momentul ăla. Adică nimeni nu o să mă convingă pe mine că e bine să încerci să bei un cabernet greu în august pe malul mării, pentru că omor vinul. Dar sunt sigur că există circunstanțe în care vinul ăla este singura opțiune. Dacă e o seară răcoroasă și eu mănânc... Și vinul depinde de context, iată. Da, depinde foarte mult cu cine îl împarți. Da, este important, da, e corect ce spui. Este crucial chiar. Băi, am un vin bun, nu-l împărtășesc cu oricine. Da, și aici n-are nicio legătură cu prețul. Și nici chiar cu mâncarea. Este capabil să poartă o încărcătură simbolică atât de mare. Eu, de exemplu, am niște chestii foarte ciudate în frigider. E ca și cum te duce la un concert cu Nick Cave, știi? Am o sticlă pentru că e ultima în existență. Am o sticlă pentru că a avut o etichetă privată pentru un concert de alucon.
am o sticlă pentru că n-a existat decât o serie limitată acum 10 ani la Vin Expert și a fost o exclusivitate, a dispărut de mult. Sunt sigur că o parte din vinurile astea nu mai pot fi băute. Pare le țin numai pentru că marchează o perioadă din istoria vinului românesc, din istoria mea personală, cu vinul din întâlnirile mele cu producătorii, o parte din producători m-am împrietenit. Normal. Nu poți să dai de pământ cu toți. O sticlă de aia, dacă aș desface-o, aș desface-o ca să onorez un moment sau un prieten. Cum arată eticheta cu Cohen? Master and Disciple e o etichetă cu Cohen în concert. Da, ok, eu mi-aduc aminte de niște, niște sticle de vin. Exclusiv pentru concertul lui, un producător de aici i-a oferit vinul pentru protocol, pentru staff. Ce frumos, nu știam. Eu mi-aduc aminte de niște etichete care aveau de vin, ce m-a amuzat la ele este că aveau știi, gradația de expirare. Deci vinul expiră la data da, de... Da, da. Și aveau, zic, de anii 90, aveau etichete cu Dalí. Deci erau tablourile lui Dalí pe etichetă. Uite, de asta nu mi-aduc aminte. Eu în anii 90, asta știu, beam Fetească Regală de Ștefănești Argeș, că aveau la buticul de lângă liceu. Nu mai știu dacă prin anii 90 sau cred că mai degrabă până la începutul anilor 2000, am turnat din binele cunoscute cărciumi din București în care ne mai vedeam împreună. Am băut la masă, mâncasem și am împărțit cu un bun prieten de-al meu o sticlă de vin roșu. N-aș vrea să-i spun numele, pentru că mi-e rușine. Din care iubita lui, da, care era de asemenea cu noi la masă, a băut un pahar. Iar restul vinului și nimic altceva, nici bere înainte, nimic. Eram oameni veniți de pe ieșiți de pe poarta uzinei, veneam la cărciumă să mâncăm ceva și să bem ceva. Am mâncat, am început să bem această sticlă de vin. Rezultatul, și eu și el, fiecare la el acasă, a dormit pe gresie în baie. Deci a fost ceva cumplit cu acel vin. Vin cumpărat, cu dop de plută, cu tot ce trebuia. Mai mi-au, hai să zicem, la un vin de peste 15 lei, pot să mai mi-au țepe de-astea cumplite? În principiu nu. Nu. Ce ai pățit tu acolo, și cred că am pățit și o singură dată în toată viața, tot două pahare de vin roșu, cred că am băut și eu din sticla aia. Și am luat-o asta, pur și simplu. Cred că este o reacție alergică, de fapt, la un compus care, am zis că mulți și-au refăcut din cap până în picioare cramele, iar acum e farmacie peste tot. Cred că reacția alergică la ceva microbiotic, gen toxinfecție alimentară acută, sau ceva de genul ăsta. Nu e nimic pe fața pământului, de la acetonă până la alcool metilic, oricât, care să justifice genul ăsta de reacție. Și sunt mulți care au migrena vinului roșu, cam o persoană din 80 sau ceva de genul ăsta am auzit, nu pot să bea vin roșu. Pun o picătură pe limbă și apucă durerea de cap, gen mahmureală instant. Doamne! Oh. Care tot un soi de alergie la ceva e, dar nu s-a descoperit la ce. Ce-o fi în sufletul lor? Beau mai multă bere, ce să fie. Ca și cum n-ai citi, nu știu, un veac de singurătate. Nu poți să treci prin viața asta fără să citești un veac de singurătate. Nu poți să treci prin viața asta fără să bei, hai să zicem, măcar o dată pe lună un vin roșu bun. Da, e un dicton vechi pe care foarte multă lume îl folosește, că viața e prea scurtă să bei vin prost. Da, nu măcar o dată pe lună, cât se poate de des poți să te alinți, pentru că acum un vin decent care să-ți facă plăcere, deci nu un vin pe care să-l bei ca să bei alcool, nu un vin, un vin pe care îl bei de plăcere, la un film acasă, la un meci sau la, mă rog, la meci microbiști, mai greu, la un campionat de gimnastică.
Alb sau roșu? Gimnastică alb, călărie roșu. Nu cred că ar costa mai mult de 30-35 de lei o sticlă de încredere. Iar deja, dacă te duci spre 70-80 de lei și în principiu banii ăștia, măcar o dată până în vorba aia, ar trebui să poți să-i dai. Sunt foarte multe vinuri, sunt producători cu zeci de producții în spate, producători români. Deci care au garanția, au istorie, au medalii, au recunoaștere, au de toate. E păcat. E chiar păcat. Și eu, de-a lungul timpului, am susținut multe degustări. Și le spun oamenilor, domne, nu se poate fără vin dintr-un motiv foarte simplu. O conversație în jurul berii. Știți cum evoluează. După a cincea bere, deja unul întotdeauna lipsește de la masă. Trebuie să își facă loc pentru... Știi că am vrut să fac o dată un studiu, dar e foarte interesant să-l raportez și la băuturi și la ce beau oamenii. Ce se discută la cărciumi după a treia bere, de la cărciumile din centru spre periferie. Da. Păi nu, asta e ideea. După încă două, trei beri, mai au pretenția când se întorc de la toaletele să le și explici ce s-a discutat în lipsa lor. La spirituri nu-ți mai zic că știi, după două șaturi, trei șaturi, toată lumea dă cu pumnul în masă și are dreptate. Vinul este singurul care propune dialog și care susține un dialog pe termen lung sau mă rog, mai lung decât celălalt. Ok, da, interesantă observație. Nu m-am gândit niciodată la asta. Adică întotdeauna am zis, băi, ieșim la o bere și la bere ieșeam, că se întâmpla să fie vin, da, dar nu m-am gândit niciodată că pot să raportez lucrurile la... De fapt, una e să împărtășești o bere și alta e să împărtășești. Mi se pare că vinul parcă... Nu, berea o bei singură împreună cu cineva la masă. Berea aia nu împărtășești. Parcă nu discuți. Vinul necesită un tip de intimitate. Înțelegi ce zic? Are e cât, ca băutură exclusiv, mi se pare câteva clase. Ești ok? Se numește săvraj nicotic, îmi pare. Berea, da, berea o bei singur. Berea nu discuți. Berea nu spune nimic nici de unde vine, nici despre cine a produs-o. Asta industrială, zi cu zi. În vin, vinul depozitează amintiri. Alături de cineva o să zici, îți aduce aminte de sticla aia pe care am băut-o acolo. Îți aduce aminte de cabernetul ăla, de nu știu unde. E multă istorie magazinată. Da, bineînțeles. Cred că e obligatoriu să fie totuși întotdeauna... cel puțin în vremea asta un vin roșu. E cum ai spus tu la început, băi, te transformă. Adică stai în fața vinului, stai cu X, stai cu Y, băi, după al treilea pahar, deja ai pur și simplu alt discurs. Da, e pentru cine are încredere în vin și știe să-l folosească în favoarea lui, este un exercițiu de frumusețe. Este foarte corect a ști să-l folosești în favoarea ta. În filmul Baltă Albă pe care l-am făcut, este rapperul Nimeni Altul acolo, care în activitățile lui de rapper, da, de artist hip-hop, frazarea este foarte importantă. Și el descria cu acuratețe pe ce alcool folosește în momentul în care este în studio și înregistrează, pentru că la unele are flow, dar uită versurile, la unele, da, era o întreagă treabă. Așa, iar vinul roșu era destul de bun ca flow, atâta doar că mai cam începeai să te bâlbâi. Da, îl oboseam mai ușor. Dădeai bâlbe mult mai repede și trebuia să reiei, dar... Vorbind despre faptul că vinul are acea concentrație de alcool care te ajută să-ți anulezi unele inhibiții, dezleagă limba, cum se spune. Îți taie timiditatea... Pătează cugetul la odică, da. Nu ne mai lasă să fumăm aici, da. Sorry, îmi pare rău. Dictatura sănătății, stai.
Nu mă așteptam să mă apuce atât de repede, dar trece. Și ca să treacă, eu zic să vedem și din vinul ăsta roșu ceva. Hai să dă dacă vrei să te apropii. Da, o să mă apropii. Le-ai desfăcut deja? Că ăsta sigur, sigur o să activeze un pic vasele de sânge care se mai dilată și atunci poate îmi revine și vocea mai ușor. Cum se spune la țară, ridică plapuma de pe picioare. Exact. Este un pomerol clasic, 90% cabernet, de restul merlot. Așadar, am revenit cu vinul la microfon. Hai că mai un pic, mai un pic și trece și anul ăsta. Mă întrebai de vinul marmelada. Am studiat mitul ăsta și cred că m-am apropiat oarecum de origini. Profesorul Nămoroșanu de la USAMV mi-a povestit. Noi trimitam mulți muncitori în fostele republici sovietice. Și în Georgia și în Kazahstan. Și taică mi-a lucrat în Ucraina. Muncitorii se îmbată tot ca muncitorii. Și anume cu alcooletari. La ei se lua dulceață de struguri din vasele ceramice care seamănă destul de bine cu vasele în care se face vinul și care se țin îngropate în curte sau în pivniță și puneau acea dulceață de struguri în alcool de 96. Normal că o halbă de aia la 5 oameni îi îmbată pe aia 5 oameni, că la 100 de grame de alcool de 96 ficatul nu face față bine. Că ori fi făcut mișto de ei și le-au zis că e vin care s-a concentrat în timp, că cineva a presupus și a transformat chestia asta într-o legendă. Ideea e că gândește-te pur și simplu, dacă învechești un butoi de vin 50, 100, 200 de ani, ce iese prima oară din el? Alcoolul iese accelerat și după aia apa. Nu o să ajungă niciodată ceva alcoolic. Și de aici mai putem ține cont de acuratețea poveștii, pentru că aia spuneau că pun acea esență de vin în apă, care apă de fapt era alcool. Dacă auzi povestea cu au pus marmelada pe o felie de pâine și s-au îmbătat doi oameni dintr-o felie, aia chiar nu mai are nicio legătură cu realitatea. Că așa poți să presupui că omul nu și-a dat seama că acolo nu e apă și că e de fapt alcool. Dar să mănânci chestia aia de pe pâine, care oricum probabil e toxică, n-ar avea niciun fel de conținut de alcool care să te pună în cap dintr-o felie. Mi-am petrecut, mă rog, știi foarte bine că ți-am mai stat la povești, mi-am petrecut primele două luni din anul ăsta în Republica Dominicană, mă rog, un proiect cu una din televiziunile din România. N-am să zic că sunt de gelos pe tine, da. Și acolo aveau o băutură pe numele ei Mama Juana și te-am chemat să o bei și n-ai venit și acum. În fine. Îmi place să cred că o să mai ajungă niște rădăcini pe mâna mea, să mai prepar una. Băutura se prepară așa. Sunt niște plante, niște rădăcini. În momentul în care desfaci punga cu rădăcinile respective, te lovește în nasul aromă, pe care o pui într-un recipient, preferabil de sticlă, și acolo pui așa, miere, rom, vin roșu, iar rom și iar miere și o lași, în mod normal, nu deschizi sticla aia și o lași vreo 6 zile la macerat. La o temperatură de, să zicem, 18 grade, preferabil. 12-18 pe acolo. Toată insula aia bea acea băutură. Crengile alea sau băutura o găsești la orice colț de stradă, pur și simplu, și mai mult decât atât, toată lumea o laudă pentru că, vezi, Doamne, are proprietăți. Știi cum e, că ești cum te vinde, că te scoală din morți. Te duci la turci și tot ce vezi tu pe taraba e Viagra, exact și așa era și aici. Da, face bine la circulație și așa. Loca Chicas și Mama Juana e tot ce ai tu mai bun în Dominicană. Cam asta era toată recomandarea turistică acolo, dincolo de paradisul locului. Pe de o parte, pe de altă parte, măi, lasă că e o băutură locală, dar avea treaba asta a locului, înțelegi? Pur și simplu puteai să stai acolo pe plajă, cu fundul și să te uiți în Marea Caraibelor sau jos în Atlantic.
era, cum să spun, era băutura locului, este ca și muzica locului, ca și exact asta este povestea cu vinul, cred că cu mai mult decât berea. Berea mi se pare cumva mai internaționalizată puțin. Și vinul s-a internaționalizat. Da, dar pe de altă parte are când bei un vin, iese din vița aia crește numai acolo. Exact, și aici este una dintre chestiunile de finețe. Ca turist, vorbeam mai devreme de turism enologic, e foarte important să vezi mâncarea locului cu băutura locului și eventual, dacă se poate, și cu oamenii locului. Adică vrei să înțelegi ceva despre Grecia, nu te duci într-un restaurant internațional sau la englez de 60 de ani. Te duci în taverna lui Neacostas din satul de alături și mănânci și bei cu greci. Da. Mănânci... Socialiștii noștri. Da. Același lucru îl faci în Franța, în Elveția. Este un transfer cultural gigantic. Chiar cred că este cea mai rapidă și mai directă metodă de a afla foarte multe despre o cultură. La noi, mă rog, nu la noi, pe toată planeta, vinul a intrat un pic în partea asta de internaționalizare, că tot discutam că sunt importante exporturile, că le găsești pe alea ciliene la același preț cu alea noastră. Dar vezi că alea care circulă internațional sunt alea mai aproape de standardizare. Bordeaux ăsta pe care îl bem noi acum în 2015 e un vin proaspăt care nu ar face mare onoare niciunui producător de acolo, dar care în categoria lui de preț și în felul în care se exprimă, că vezi că e foarte fructos, proaspăt, aciditatea încă sensibilă, mai are cel puțin 50 ani de viață în față, liniștit. E un vin de încredere. Dar nu are nicio legătură cu esența aia frumoasă a Bordeaux-ului pe care o dau sticlele lor prețioase și sticlele lor prețioase nu neapărat foarte scumpe, ci doar în număr limitat și care se vând foarte mult local, pentru că omul ăla nu face mii și zeci de mii de sticle să le pune pe piața internațională. Dacă face 5.000, 10.000 de sticle, 80% le vinde la cramă și încă 10% la magazinele din jur. De-aia, eu zic că nu putem să cunoaștem foarte bine Bordeaux și Noua Zeelandă din astea două sticle. Noi ne bucurăm de ele că sunt aici, că ne oferă o expresie diversificată a lumii, dar dacă vrem să înțelegem ceva, trebuie să mergem acolo și să le gustăm unde au fost făcute, cu mâncarea locului și cu oamenii locului. Tocmai că lucrurile care sunt speciale sunt în cantități mici și n-ajung, nu circulă la fel ca celelalte. Iar din punctul ăsta de vedere, tot ce este aruncat în milioane de sticle pe piață este la fel de industrializat de fapt ca și berea. Eu, în calitate de necunoscător care se duce la rafturi cu vinuri și pun ochii pe un vin, că mi-a plăcut eticheta, că am văzut pe el că este sec și așa mai departe, și nu scrie nicăieri, dar descoper acasă că are dop de cauciuc și nu de plută. Asta are dop de tablă, albul pe care l-am gustat. Am înțeles. Deci, este important dopul, adică eu știu că dacă nu e de plută, parcă nu e ce trebuie. Sau cât de important mai este acum? Culmea. Sunt unele dopuri care nu sunt de plută și sunt mult mai bune. Se poartă foarte mult dopurile de plută reconstituită. Care e problema? În porozitatea sa, pluta poate fi purtător de boli, de ciuperci, de microbi, care afectează vinul. Există riscul, chiar dacă tu le cureți foarte bine, le treci prin fluxuri de aer fierbinte înainte de îmbuteliere, să nu fie suficient. De-aia sunt unii care macină pluta și o refac cu un clay care nu cade în vin, nu e afectat de vin. Adică o tratează cumva. Da. Okay. O mărunțesc, după aia o tratează aseptic și o reformează cu ajutorul unui clay natural. Pluta e importantă în evoluția vinului pentru că permite vinului să respire un pic. Prin plută, printr-un dop normal de plută, se transferă aproximativ 0,5 cm cub de aer pe an. Partea de 16% oxigen din
bucata aia de aer este ce ține vinul în viață. Dopurile de tipul ăsta, de tablă, opresc vinul din evoluție prin tăierea contactului cu exteriorul. În continuare se mai produc procese chimice, adică sărurile și acizima interacționează cu vinul, poate să facă depuneri cu acea mică porțiune de aer care există în sticlă. Se mai continuă și procesele de oxidare încet, încet. Deci el mai evoluează, numai că mult mai lent. O rupt de legătura cu exteriorul și de viața pe care o aduce acel aer proaspăt, el este oarecum blocat în expresie pentru o perioadă de 3-5 ani. Sunt dopuri de sticlă care... De sticlă? Da. Dopuri de sticlă cu o garnitură de silicon foarte subțire, dar care la fel întrerup orice contact cu exterior. După care, în dopurile de polimer, sunt dopuri care au încercat să imite pluta și care au o oarecare porozitate, dar care fiind totuși foarte greu de controlat, riscă să oxideze vinul foarte repede și atunci alea astea obicei sunt vinuri de băut în primul an după ce au fost produse, maxim 2 ani, pentru că după aia vinul se strică. Sau sunt la fel, dopuri foarte bine gândite, dar care reduc la fel contactul cu aerul exterior și îți blochează vinul. Pluta are viață. Pluta oferă vinului viață. Dacă vrei ca un vin să evolueze și nu ai vrea să ții în colecție 10 ani, 15 ani, 20 de ani un vin ca să vezi că de fapt e la fel ca atunci când l-ai luat. Nu știu, mă, la mine alcoolul în casă nu rezistă. Adică e o sticlă de alcool, se bea, nu stă nimeni. Așa am zis și eu până am dat de vin. Și acum mai... mama copilului meu. Nevastă mea nu mai are unde să pună mâncare în frigider. Când dai de vinuri care devin importante pentru tine, ești o... te schimbă și o să ai întotdeauna câteva sticle pe care nu o să le ții decât pentru tine sau pentru anumiți oameni sau pentru anumite momente. Ia aștept să ajung și la asta. Ce voiam să te întreb? Cât de important este, pentru că eu nu sunt încă foarte convins dacă mi s-a părut sau nu, dar cel puțin la vinul roșu, știu, am desfăcut o sticlă, da? Și care trebuie să o las cam o oră să respire puțin vinul, să stea la temperatura camerei. Este fundamental. Unele am înțeles că trebuie să le deschizi cu 24 de ore înainte, și da. Și că sunt restaurante unde suni, faci o rezervare de masă și vreau să deschidă vinul. Sunt și în București clienți care sună și spun vin de seară, deschideți-mi. Sunt restaurante în Italia unde ți se refuză serviciul dacă n-ai anunțat cu suficient timp înainte. Eu spun, doamne, vrei sticla asta, ți-o dau, dar ți-o iei acasă și ți-o bei tu. Eu nu ți-o desfac să o servești aici, că bag joc de vin. Bine, acolo e și o treabă de marketing să consacre zona, să dea o anumită prestanță, nu neapărat unui vin, cât unui tip de vin. Măi, la seriozitatea pe care trebuie să o ai și atenția la detaliu și la toate șmecherile în formarea, afacerea unui vin, da? Mai ales dacă ți-ai ieșit ceva de calitate. Sunt 1000 de feluri în care poți să zbârcești un vin și unul singur să-l scoți un vin decent. Să-l faci deja bun sau foarte bun este... Dar în momentul în care ai ajuns acolo, mi se pare absolut firesc și de bun simț să impui o conduită pentru... Adică... Da. E vinul care te obligă, înțelegi? Sunt, eu le spun, vinuri de cravată. Da, care... te tratează cu atâta dragoste și eleganță încât te simți obligat să le răspunzi. Din păcate, consumul de vin la noi a crescut foarte mult pe promovarea prin snobism. Și atunci și valul ăsta de somelier proaspăt făcuți care umblă numai cu lingurița de gât și șorțuri și papioane nu încurajează de fapt consumul de vin, pentru că oamenii se sperie de ei. Adică zic... de ce vin în restaurant? Mă faci tu să mă simt prost, să-mi explici că eu habar n-am de vin? Lasă-mă că beau țuică, nu? Mă chinui să le explic oamenii că mă, zeul ăla al vinului care bântuia pe aici, pe pădurile trace, cânta, dansa și era urmărit de o gașcă de gagici în pielea goală. N-are nimic de a face cu cravata și cu... Ok, și dacă e 300 de euro sticla, ce nu pot să-l beau descurs cu picioarele pe masă? Bun, nu... Dacă-s la mine acasă, nu la restaurant.
o să fie la fel de bun. Și dacă am nevoie de 6 ore să miros paharul ăla, să văd cum se deschide, cum evoluează, să-mi spună el toate poveștile pe care le are de spus, crede-mă, nu e, restaurantul nu e un loc bun să faci asta. Oricât dai pe sticla aia, să-i ții masa ocupată 6 ore ca să te uiți la un pahar de vin, e mult. Conform lui Oișteanu, știi că de asta l-au omorât pe DCN-ul. Pentru că... nu, arzi viile. Eu... Că lumea era... Știi cum era pe vremea aia când avem noi menționate nu știu câte război au fost într-un an de zile? Deci noi n-avem în primul rând nicio dovadă arheologică că ar fi încetat vreodată facerea vinului pe teritoriul ăsta. Ba chiar în perioada că e Burebista, că e DCN-ul, că cine o fi tăiat viile, am înțeles de la un director de muzeu că se înregistrează de fapt o îmbunătățire a materialelor de aliaj din care se fac cosoarele pentru lucrat via. Ce cred eu este că de fapt ăia care au scris istoria la vremea aia erau atât de needucați încât nu știau că trebuie să tai via ca să facă mai puțin struguri, ca să-ți iasă concentrația alcoolică mai mare. Pentru că în Imperiul Roman pe vremea aia se beau vinuri din tufe de viță de vie, care produceau cât puteau să producă și ieșeau un vin cu concentrație alcoolică mică, dulceag și de obicei oxidat. Aici se făceau vinuri cu concentrație alcoolică mult mai mare, iar asta nu se poate întâmpla dacă nu-ți lucrezi via. Cred că asta cu tăiatul viilor, lor li s-a părut vreun obicei barbar și de neînțeles pe care al noștri îl practicau. Undeva gândește că din Georgia până aici și până în Franța, cineva trebuie să fie inventat tăiatul viei. Că noi am preluat obiceiul ăsta sau am fost primii care l-am făcut, ideea e că ei probabil nu știau și au rămas șocați. Dar niciodată n-a fost vorba de tăiat viile ca să se taie consumul. Dimpotrivă, a fost vorba de tăiat viile ca să crească în calitate consumul. Trebuie să realizezi contextul în care, repet, aveai 100 și ceva de războaie pe an, cum stătea aici, pe patru daci și stăteam cu pocalul de vin și ne trezeam cu niște roman. Păi bata aia nene, că tocmai l-am băut, mergem să ne cârpim cu ei, testosteron. În momentul în care vine unul care... Eu înțelesesem că contextul ar fi fost puțin diferit, că bă, beți prea mult și nu sunteți eficienți, hai să mai așa și pe dincolo. Și că de asta au fost niște triburi de daci care au suferit prin tăierea definitivă a vițelor la ordinul lui DCN-ul și l-au prins și l-au legat de cai și geopolitic. Au spus că e posibil să fie existat la marginile teritoriului trac niște tăieri ca să se creeze o zonă tampon în care produsul numit vin să nu-i atragă pe cei care se află în trecere pe acolo. Pe barbari. Alții spun într-adevăr dacă se bea prea mult. Eu nu prea văd cum aia care erau cei mai bravi și mai drepți erau în același timp și cei mai bețivi, că nu prea se pupă una cu alta. Și oricum, obiceiul băutului pe vremea aia, ți-aduce aminte că era dus totuși până la perfecțiune. Erau cetăți romane sau grecești, nu mai știu, unde se spunea că o decizie a cetății trebuie luată de două ori, odată pe trezie, dar odată și beat. Pentru că sunt lucruri pe care le înțelegi, le vezi altfel. Știi că la greci se pun niște plante în vin. Da, se aromatizează. Și la noi, pelinul este tot un produs tradițional. Și am înțeles că cine bea vinul fără plante era de fapt, așa zisa, prostime. Adică nobilii întotdeauna aveau... Alții puneau apă și se uitau urât la alții. Consumul de vin a fost întotdeauna un felul în care se consumă a fost un motiv de, nu știu, de separare între clanuri, nații și regiuni geografice. Uită-te în Porto, unde se întrerupe forțat fermentația vinului și se adaugă distilat pe deasupra până îl fac de 16-18% alcool. Iar vinurile de Porto, acum 100 de ani, erau nelipsite în orice casă civilizată. Acum a dispărut din modă deocamdată. Mă gândesc revenind la daci totuși, n-am nici sânge de dac, cred, nici de sânge de dacopat, dar știu că dacă ar fi să beau niște vin roșu, aș fi mult mai eficient într-o luptă decât dacă nu l-aș bea. E
Posibil, e posibil, depinde cât de antrenat ești. Bun, revenind și la ataci, o să spun atât. Când eram ziarist de vin, am avut un interviu cu ambasadorul Italiei la București, cu domnul Mario Cospito, care mi-a zis clar, doamne, ai noștri au băut vinuri de mizerie înainte să treacă Dunărea la nord. Aici au învățat să facă vin, au dus meșteșugul înapoi. Problema e că la noi s-a păstrat, pentru că am avut cum să-l păstrăm. La voi s-a deschis bulevardul pentru populațiile migratoare. Ei au avut sutele de ani de liniște care ți-au, de care ai nevoie ca să creezi un vin mare, cum se spune, unul dintre marile vinuri ale lumii, pentru că pentru asta trebuie să plantezi, să aștepți de la 15 ani după ce ai plantat până la 60 de ani vârsta viei. Studiezi tipurile de vin, cantitățile pe care le poți recolta, felul în care poți reacționa în fiecare an la ploi, mucegheuri și alte boli. Îți faci o idee despre cum ar trebui, o iei de la capăt, pentru că după 60 de ani vița cam trebuie înlocuită. Trebuie să ai și grijă să lași asta generațiilor următoare. Deci nu poți să fii într-o zonă în care riști să-ți pierzi capul în război. Generația următoare vine iar, plantează, înlocuiește plantele bătrâne tra-la, până când ai o podgorie cu o vârstă medie de 25-45 de ani care să-ți producă strugurii aia perfecți, din care să faci tu vinul perfect pe care să-l mai îmbătrânești 25 de ani și abia după aia să zici, bă, ăsta e vinul. E o treabă de generații. Ori când n-ai generațiile astea, la noi de două ori pe an vorba aia, trebuie să lași totul să fugi în pădure, că trec tătarii, goții, vizigoții, ostrogoții și care mai trec. La noi s-au izolat genetic acei struguri pe care poți pune bază în fiecare an, care se ajung la maturitate relativ devreme. Fetească albă, fetească neagră. Și să faci un vin pe care să-l bei liniștit 2-3 ani, dacă ai atâta liniște, dar în niciun caz nu faci vinuri pe care să le ții 25-30 de ani, că atunci când fugi în pădure nu poți să mai ieși butoiul de vin după tine. Ții copilul la subțioară și bocșeluța cu galben la cealaltă, dacă ai așa ceva. Ar fi loc și de chitul de supraviețuire. Mă uitam la un interviu cu Maynard, da? Capitanul formației Tool, care și-a deschis și-a făcut vinărie și care își justifica foarte frumos această activitate dincolo de pasiunea pe care o bagi într-un vin. Iar el spunea așa: mă, uitați-vă la cariera lui, absolut impresionantă, a lui David Bowie. Toate albumele lui, da, ca moștenire, da, culturală, sunt nimic altceva decât o amprentă a anului respectiv, o mărturie a anului respectiv. Cu vița de vie este, și care s-a terminat brusc cu el. Vița de vie este o chestie la care ai continuitate mai mult decât viața ta. Da. Și că, mod normal, cam o viță de vie sau, mă rog, că ți-ar trebui cam vreo 200 de ani să aduci un loc pe care faci vin să-l aduci la un tip de maturitate de acord fiind, dacă vrei. Absolut. Durează minim 10-15 ani la o podgorie nouă înființată să afli despre ce e vorba cu ea și ce se poate întâmpla în ea. Că există posibilitatea ca de la prima recoltă să scoți niște vinuri absolut spectaculoase. Sunt tot soiul de lucruri care te pot ajuta. Îți faci analiza soiului, solului cum trebuie și până la mare adâncime, îți alegi foarte bine portaltoii, să știi cum vrei să crească mai încet, mai rapid, mai prin ce straturi trec. În funcție de structura solului, îți alegi strugurii cei mai potriviți și te aștepți să producă un anumit tip de musturi din care să poți obține tu un anumit tip de vinuri. Dar potențialul adevărat n-ai cum să-l înțelegi decât după 15-20 de ani, cel puțin de muncit via aia zi de zi. Îți spun atâta, la unul dintre producătorii la care am lucrat, în colțul Podgorii era un izvoraș. Dar nu izvoraș, dacă voiai să umpli o cană de apă acolo, dura 5 minute. Deci debitul era la câțiva litri pe oră, nu știu, 10 de litri pe oră, dar ceva infim. Chestia asta transforma un triunghi de 10 pe 15 metri, de, să zic, primul rând de vie 15 metri, al treilea rând de vie doar vreo 10 metri, de struguri umflați, din care nu se poate face niciodată nimic. Doar
picăturile de apă care păstrau umiditatea cât de cât în sol pe bucățica aia, îți făceau struguri de neîntrebuințat. Și le spuneau celor care veneau la cules, bă, și dacă vreți struguri de mâncat, mergeți în colțul ăla lângă izvor. După aia, din cauza orientării unei pante care a fost distrusă de om pentru a se face cale ferată și un pod, podul are o gaură. Prin gaură aia poate să treagă crivățul, să atingă fix aia 2-3 metri din primele rânduri. Și știi că acolo e cel mai mare risc de îngheț pe timpul iernii. Până nu face ani de ani chestia asta, n-ai cum să înveți. Sunt, de multe ori sunt nedetectabile cauzele. Cauzele astea. Nu știi de ce într-o zonă un butuc produce mult mai mult sau mult mai puțin decât tăilalții. Și ăla, săracul, pe traseul lui spre miezul pământului, s-a întâlnit cu un izvor, cu un bolovan, cu un stradă calcar la care nu s-a așteptat nimeni, nu știu, un schelet de om. Adică, de asta ne place nouă atât de mult vinul și de asta îl apreciem atât de mult, pentru că el depinde și calitatea lui depinde de foarte mulți factori. Există o mie de posibilități să faci vinul greșit. Ba bate vântul nu știu cum, ba ai mai multă apă în sol decât era cazul, ba trebuie să-l ridici, ba trebuie să o tai, vezi cum îl prepari. Da, fiecare vin este produsul anului în care s-au născut, dar este în același timp și produsul anilor care au trecut peste butucul din care s-a născut. Deci butucul are o vigoare când îl plantezi, altă vigoare la 35 de ani și altă vigoare la 65. Și butucul ăla îți face într-adevăr un rod care are legătură cu condițiile din anul ăla, dar și cu tot ce a învățat el să facă de-a lungul timpului. Și lemnul e de asemenea important din butoaie. Da, îți spuneam că e vorba de porozitate când, la whisky. Quercus ăsta european și Quercus alba ăla de creștere rapidă american și din sudul Spaniei sunt tipuri de lemn care oferă și arome diferite vinului și care îl influențează în mod diferit, adică într-un butoi de stejar de ăsta crescut repede, un vin deja dacă e ținut mai mult de 6 luni, un an, se înneacă. Se înneacă, adică aromele extrase din lemn vor deveni dominante și atunci aromele vinului devin de nerecunoscut. O să miroasă a cutie de lemn, a scorțișoare, a condimente, pipertra, dar nu o să mai miroasă a cireșe, căpșune și nu știu eu ce. La stăjară franțuză se pot face învechiri de 2 ani, de 3 ani și vinul rămâne totuși întreg. Acumulează foarte mult după ce își petrece această perioadă de școală, se cheamă elevaj, de îmbunătățire, de învățare. În lemn, el trebuie să mai stea obligatoriu o perioadă măcar egală în sticlă ca să se așeze. Pentru că toate substanțele extrase din lemn trebuie să interacționeze cu vinul, să se integreze, să se rotunjească, mai ales taninurile. Da. Tot ce decizi. Dacă faci 2 struguri pe coardă sau 5 struguri pe coardă, ies 2 vinuri radical diferite din același butuc. Ți-au trecut multe sticle de vin prin mână. Cred că am trecut de 10.000 de câțiva ani. Care este... Nu mă întreb vinul favorit. Nu. Cea mai hilară etichetă pe care ai văzut-o vreodată și cel mai text de pe contraetichetă. Trebuie să fie câteva care să fie atrasă atenția. Cel mai text este un australian care spune câțiva dintre cei mai frumoși struguri ai noștri și-au dat viața pentru ca tu să bei acest vin. Nu-l folosi ca pe o scuză să ți-o suni pe fosta. Oh, da. Iar una dintre etichetele... Un vin care ustură, care poate ustura. O etichetă care m-a impresionat a fost un Shiraz australian cu o pereche de ghete de alea foarte vechi, gen Peaky Blinders. Okay. Ghete cu șireț. Mocasini. Care se văxuiau. Și vinul se numea The Lackey. Nu mai există în România, pot să-i spun numele, liniștit că 15 ani nu l-a mai văzut nimeni. Și explicau pe contraetichetă de ce. Că munca unui lacheu, unui văxuitor de ghete,
era extrem de specializată, iar el o standardiza până la un maxim de eficiență și făcea un act social important pentru cel care poartă ghetele, că nu poți să te duci cu ghetele murdare în country club, da? Dar în schimb era plătit foarte prost și părea că e o muncă de jos. Să faci un vin ca ăsta, în care depui atât de mult efort și nu mai zic toate poveștile cu pasiunea și cu tralala, că toată lumea scrie același lucru, oricâți bani ai luat pe sticla, este un preț prea mic și echivalează cu munca nerecunoscută a unui lachiu. Nu știu, m-a impresionat. Era vândută bine și era, să știi, textul mult mai concentrat decât ce am zis acum. Multe idei în puține. De cuvinte. Unde era vinul ăsta? Australia. Australia. Am înțeles ce... Okay. Australienii au transformat foarte mult viața vinului, pentru că i-au impus conceptul de brand. Noi, înainte de asta, beam denumiri de origine. Da? Deci beam un producător sau o regiune sau oamenii ăștia au venit. Beam muscatotonel, nu fata în iarbă sau... Exact. Ca europeni. Și piața... 16 țâțe, mie asta mi-a rămas ca... A, 16 bonuți. 16, nu, 4, nu? 4, 8, 16. Fiecare 4. Își punea câte medalii încăpeau pe etichetă. Nu? Oricum, erau medalii luate noi între noi, pe la Ljubljana, pe la Moscova, pe la Kiev, pe... unde toți participanții se întorceau și cu o diplomă. Da, ei au schimbat foarte mult, aducând branduri și crescând branduri, de la celebrul Swallowtail la... Și acum văd că în retail-ul modern au reacționat foarte bine și Franța, mai nou și Spania, și au început și ei să mai pună câte un animalus pe etichetă, să mai ascundă proveniența. Nu mai convingi pe nimeni. Adică un vin de ăsta îl citești de 15 ori până ajungi la magazin, ai tot cum îl cheamă. Dacă vezi Kangaroo Vessel... Da, și eticheta, da, eticheta la dăm și mie o rață de aia cu picioare de sticlă. E mult mai ușor de ținut minte, vizual sau... Măi, dar știi cum e, ce vorbeam și mai devreme cu cafeaua în Japonia, este... altfel merge din gură în gură, adică dacă mă pui acum pur și simplu să-ți dau denumirea unui vin alb băubil cu băieții, da? Și aici pe țâță e primul lucru care îmi vine în cap. Știi, e fix ca și cum... Deci mai sună când ai dileme, sună-mă, că sunt destule. Da, îți spun pur și simplu ca imagine și ok, un vin care merge relativ repede și cred că dacă beau și suficient... Măcar n-ai zis babanul, deci. Măcar n-ai zis babanul. Nici ăla nu mai există. Nici ăla nu mai există. Hai să mai bem una. Ce mai bem? Păi, acum am ajuns la roșu, nu mai putem să ne întoarcem la alb. Da, asta e o evoluție firească a alfabetului de culori, sau cum să spun. Da, vinurile se iau de la seci la dulci, de la alb, roze, roșu, de la concentrație alcoolică mică la concentrație mare și de la proaspătă la vechi. Aici se mai fac excepții, am văzut și degustări făcute invers, de la vechi la proaspăt, dar de obicei de la proaspăt la vechi. Există locuri în care poți să te informezi foarte limpede. Mi-ai zis că erau și aplicații și așa mai bune, dar hai să zicem, mersi mult, publicații serioase românești, online sau whatever, dar bănuiesc că online, din care să spui, uite mă, dacă vreau să-mi iau un vin, pot să mă duc acolo. Sunt foarte multe chiar. S-au mulțit oamenii care scriu despre vin în ultimii ani. Deci ai în primul rând vinul.ro, care are o vechime de nici mai știu cât, 10 ani, cred. Sau se apropie de 10 ani. Ai o multitudine de blogări din toată țara. Acum au apărut paginile de Facebook ale producătorilor, dar fiecare producător își va lăuda tot timpul vinul. Ai concursurile din România, care de obicei sunt făcute cu vinuri de pe piața românească și ai referințele alea. Am încercat și eu un proiect care acum deocamdată stă în stand-by,
prin care îmi doresc să aduc vinul mai aproape de oamenii obișnuiți, nu de conesori, adică să-l scot din sfera din aerului snob de consum intelectual și să-l transform în ceea ce este. Ceva de băut în fiecare zi, mai ales la masă, un pahar, să fie o prezență naturală din nou în viețile noastre. Adică, știi, te-ai plimbat în lume. Nu există în Italia să-ți servești prânzul fără un pahar de vin. Poate decât dacă ești fost alcoolic și nu mai ai voie să bei alcool toată viața. Mă uitam și la, mă rog, la bătrânul Iggy Pop, care nu mai consumă nimic altceva, droguri, alcool și așa mai departe, doar vin roșu exclusiv. Adică, da. A venit și lui mintea la cap. Vârsta, de obicei se întâmplă după 35-40 de ani chestia asta, dar a durat un pic mai mult. Lasă că la noi toți mai durează. Bun, deci găsim publicația asta, zice. Da, și au mai fost. E o aplicație Pivot Noir, dar dacă nu mai Vivino, Wine Searcher. Dacă eu îmi... Hai să zicem, mă apuc de producție de vin. Eu știu următorul lucru, că am făcut vinul, l-am îmbuteliat, da, și trebuie să-l vând mai departe. Sau să găsești pe cineva care să ți-l vândă. Da, și presupunem că am o distribuție, hai să zicem, în magazine și am o distribuție în restaurante. Știu că lucrurile merg până într-acolo, încât eu producător de vin, plătesc ceea ce se numește și taxă de dop. Adică, dacă chelnerul din restaurant îmi recomandă vinul meu și îl și vinde, eu trebuie să-i plătesc lui 5 lei sau 15 lei pe dop. El practic vine cu dopul la mine. Este un sistem de bonusare care există, dar care nu este niciun caz obligatoriu. Nu am zis că este obligatoriu, am zis că trebuie să faci mereu micile... Ideea e că ăla e un bonus. Taxa de dop, ca taxă de dop există, dar înseamnă cu totul și cu totul altceva. Taxa de dop înseamnă că dacă eu, client, mă duc într-o cârciumă să mănânc ceva, ce m-am hotărât că îmi place cum sunt, cum fac aia sarmalele și vreau să mănânc 10 sarmale la ei. Dar ei au o selecție de vinuri în care eu nu găsesc nicio băbească neagră. Și eu la sarmale nu beau decât băbească neagră. Taxa de dop înseamnă că eu vin cu vinul de acasă, le plătesc o sumă fixă sau un procent din valoarea sticlei în funcție de cum funcționează restaurantul. În general, să zic, la un wine bar în centru ar fi cam 20 de lei taxă. Omul ți-o desface, ți-o toarnă în pahar și tot ce e legat. Practic, tu îi plătești serviciu, apa, paharele, munca, timpul petrecut la masă cu tine, chestii de-astea. Ai taxă de dop. Asta cu... ăștia chelnerii care strâng dopuri și le dau înapoi la oamenii de vânzări și aia le dau cash, este un sistem paralel de bonusare, nefiscalizat și relativ ilegal. Dar care știu problema că e că acolo este marea rupere dintre producător și consumator. Personal needucat, neinteresat de altceva decât de cash flow, proprietari de cârciumă needucați, care nu înțeleg că e mai bine să vinzi 100 de sticle de vin pe lună cu o marjă de profit de 30% decât să vinzi 5 sticle pe lună cu a da 100-100%. Oamenii deja au învățat valoarea vinului și tu nu poți să te duci în cărciumă să zici păi de ce să nu dau eu 150 de lei pe sticla asta care mă costă 40 la colțul blocului? Nu, te duci, mai bine ții mâncarea la pachet, treci pe la colțul blocului, ții sticla de vin și mănânci acasă. Ei, bănuiesc că faci asta și pentru că poți, nu, acum. Nu, pentru că nu îmi oferă așa o experiență diferită. Întrebarea deci, mea... Dacă îmi cumpăr mâncarea de la restaurant să o mănânc acasă, el ce-mi... dacă n-am un chelner care să știe să mă explice și mâncarea și vin... Măi, și eu și tu suntem niște oameni cu toate țiglele pe casă. Există și... Nu îmi dă un pahar de vin cum trebuie. Oameni că care dau... Te duci la un restaurant scump și au pahare, au lalele de alea turcești care ți omoară vinul, din care nu mai înțelegi nimic. Vorbesc serios, că de-aia am venit cu paharele, dacă vrei să ne jucăm cu ele, o să vezi cum același vin în 3-4 pahare diferite nu are același miros și nu are același gust. Deci te spui că mai avem 3 minute. Ha. Tu zici că vinul schimbă gustul în funcție de pahar? De densitatea sticlei, de forma buzei, de raportul...
pahar de vin cum e ăsta, de exemplu, va fi întotdeauna umplut până la cel mai mare diametru. Asta e regula. Raportul dintre aer și cantitatea de vin îți acumulează într-un anumit fel aromele și eliberează aromele într-un anumit fel. Din interacțiunea vinului cu oxigenul se eliberează aromele. Un pahar care seamănă foarte bine cu cel de vin, dar e din sticlă groasă și cu buza rotunjită, o să-ți arunce altfel vinul pe papile. O să orienteze vinul către marginile gurii, nu către centrul limbii. Și atunci activează un anumit set de papile în defavoarea celorlalte. De-aia când guși vinul, trebuie să clătești bine toată gura cu vin ca să fie adresat în egală măsură papilelor specializate, cum se spune, sunt amestecate, dar densitatea mai mare e să fie sărate pe vârful limbii, amare pe fundul limbii. Noi simțim și cu gingiile și cu toată mucoasa bucală, taninurile, de exemplu. Deci trebuie să fie o comisie de specialiști, știi, să bei vin. Da, e foarte interesant ce spui. Eu singurul lucru pe care îl știu și pe care l-am învățat de la bețivii cu ștate vechi este atunci când bei tărie să îți ții respirația, ca vaporia să nu se ducă și în nări, că te îmbesc ca prostul și aia e. Ți-ai luat-o mult mai repede decât era cazul. Da, dar asta e, aici vorbim deja de niște cantități în care oricum și cu și fără transpanas tot te îmbeți. Nu, dacă ajungi să te îmbezi numai din ce ai transpanas în timp ce înghițai whisky, crede-mă că te îmbătai oricum. Am înțeles, deci tu zici că astea sunt problemele de care te lovești aici, asta cu, în afară de asta de taxa cu dop, care ar mai fi? Adică... Exclusivitățile, firmele mari de vin care își permit să închidă accesul altor producători la anumite locații, taxe de listare foarte mari, adică, ok, pentru prestigiul meu, eu vreau să fiu la o mare cărciumă din centrul Bucureștiului, unde vin toți turiștii străini, cu 5 etichete. Eu n-am de unde să dau 500 de euro pe fiecare etichetă, adică 2500 de euro la fiecare sezon de listări, sau măcar o dată pe an, dacă tu îmi vinzi mie, vin de 300 de euro în anul ăla. Nu pot. Ca taxa aia de listare nici nu are din partea proprietarului cărciumii un angajament de vânzare de cantitate. Sunt oameni care încearcă să-și construiască business-ul din aer. Adică să vină berarul să-mi dea mobilă, să vină la cu țigările să-mi dea și pe 1000 de euro, să vină producătorii de vin să-mi dea nu știu câte baxuri gratis, să vină ăla să-mi școlească personalul, da, mai mult la mișto, așa că altceva n-am de obținut de la el. Și am un buget cu care începe să funcționeze treaba și după 3 luni de funcționare, că de-aia se închid multe cărciumi. Când ajung să îmi dau seama că nu produc mâncare la calitatea aia, că nu m-am atras clienți, că nu mi-am fidelizat clienți, că n-am ce să le ofer, că rare adaug sub mult mai mare, mâncarea mai scumpă decât a vecinului sau mai știu eu ce, se închid. Când nu le mai dă nimeni bani din buzunar să-și țină business-ul, ei cu bani de acasă nu vor să vină sau vin și dau faliment. Nu avem o clasă de manageri în industria asta. Sunt foarte, foarte puțini. Noi n-am avut antreprenoriat atâta mare de vreme. Descoperim și noi lucrurile din mers. Dar pentru o țară la care suntem pe locul 7 la producție de vin, da, destul de rușinos. Și asta sunt numai începuturile. Oameni de vânzări de calitate care să știe să explice un vin, să-i povestească, să-l convingă pe omul ăla să-i listeze vinul. Nu avem desfacere locală în toată lumea, inclusiv crame care fac milioane de sticle, au 80% din vânzare local. Atrag turiști, au restaurantele din zonă. Voi lucra la am face la mine acasă un loc de desfacere de sticle de vin? Eu vin cu tirbușul și cu paharele. Da, trebuie să-mi iau niște recipiente special de vin. Am văzut unele la Obor. Acolo, de acolo să cumpără treburi. Mulțumesc mult că ai venit. Și pentru cine bem? Hai să bem pentru cineva. În afară de noi, bem pentru noi. Pentru oamenii care ne fac viața mai bună? Pentru oamenii care ne fac viața mai bună. Oamenii care ne fac să ne simțim în viață. Da, să dăm tot ce e mai bun. Mersi. Plăcerea mea.